Bună seara! Vă mulțumim mult că sunteți aici, vă mulțumim că sunteți prezenți. Am onoarea să am invitat în seara asta pe doamna Dana Budeanu. Și domnul Dan Puric. Așa cum v-am obișnuit, este un podcast, este un podcast live. De data asta este doar o discuție pur și simplu. Sunt un mare fan personal al lui Jordan Peterson, dacă îl știți, și al lui Sam Harris. Și am participat și la Londra de mai multe ori, la mai multe întâlniri, unde pur și simplu, ca și atunci când am sunat pe Dan, am spus doar să avem mărturisiri. Adică o discuție liberă despre ce ne vine în timp ce discutăm, adică ceva spontan, improvizat, pur și simplu. Și la sfârșit o să avem și o sesiune de Q&A. Dar pentru următoarele 90 de minute vom discuta deschis despre orice. Am să dau eu startul și continuăm. Vă rog frumos, am o rugăminte foarte mare, nu vrem să filmați, vă rugăm mult de tot. Ați apreciat asta foarte mult, da? Podcastul este în momentul ăsta broadcasted online la mine, dar nu vrem să filmați, da? Apreciez asta, vă mulțumesc mult. Ia să vedem de unde începem. Hai să o iau direct așa. Ce este viața, domnul Dan Puric? Trebuie să încep cu Eva. Ea e viața. Dom'le, am găsit o chestie nemaipomenită. O să ziceți că, na, vorbim despre sfinți, am început să fie crispată lumea dacă vorbești de creștinism, dacă ai observat, și de sfinți, și cu câtă lejeritate, ce oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că atunci când i-a dat Dumnezeu afară din rai, pedeapsă mare, nu? Totuși, e minunat, el ca sfânt să zic asta, zice ca Adam să nu moară de singurătate. A făcut-o pe Eva frumoasă ca să se îndrăgostească. Și de acolo are început viața. Știi că căsătoria, încă din antichitate, s-a gândit aia, e un, acolo un, un dialog în banchetul al lui Platon și toți s-au întrebat ce-i dragostea, Eros. Și Aristofan zice că înainte era androginul, știi? Așa, mare, uriaș, bărbat, femeie și cam au vrut să dea lovitură de stat și Zeus i-a tăiat în două și ca pe o plătică, așa. Și de atunci părțile alea se caută. Și Socrate, care era un fel de Colombo, a zis, ai vorbit extraordinar, Aristofan. Nici nu știu ce să zic. Și când până aici, mi-au întunecat zeii mintea. Aristofan, părțile alea două se caută ca să fie dinpreună sau ca dinpreună să facă ceva mai bun decât ei doi. Era procreația și nevoia de nemurire. Și mai departe, știu că ideea de a fi dinpreună căsătoria era nu numai procreația. Interesant, ziceam, existența împărțită în doi. Asta este lucrul cel mai teribil. Ceea ce se face astăzi, prin parteneriat, este fiecare cu al lui. Această existență împărțită în doi, împărtășită în doi, creează, după părerea mea, cu greutățile ei, cu dificultățile ei, dacă mă uit în spate numai la părinții mei sau la bunici, viața. Viața adevărată, viața cu care ne confruntăm. Cât de important e în ce a spus Dan mai devreme, partea de care tu vorbești, Dana, partea de masculinitate și de feminitate, cele două. Și cum sunt ele înțelese în ziua de azi? Viața, eu nu voi continua nimic din ceea ce spune domnul Puric, nu am cum să continui vreodată nimic după domnul Puric. Domnul Puric... vă vorbește și unde termină dumnealui propoziția, se termină subiectul. Ok? Deci acum o să facem un fel de joc, că vorbim și noi, adică eu. Eu nu am emoții niciodată. Niciodată, adică niciodată. Nu știu dacă se vede.
Cum să nu iubești, domnule? 1-0, minutul 20. Ați văzut cine a păcălit? Da, a scos armele. Damian mă cunoaște, cred că de 20 și ceva de ani. Să crezi tu că te cunoaște. Nu am emoții. Nu știu cum va decurge această oră jumătate pe care voi o să o prelungiți la infinit. Viața este, după părerea mea umilă, femeia, din păcate și din fericire, astăzi, din păcate, și asta pentru că majoritatea femeilor, firește, cele prezente se exclud, pentru că în general suntem atât de ipocriți încât ne ghidăm, vrem, nu vrem, după celebra frază, persoanele de față se exclud. Da. Astăzi, din păcate, este femeia, pentru că majoritatea femeilor nu mai vor să fie femei. Le este greu să fie femei. Nu este modern să fie femei. Nu mai este nimic frumos în a fi femeie. Este greu. Eu am venit pe jos prin mizerie, că asta am ajuns să vedem în fiecare zi. Asta este. Sunt și locuri mai urâte decât orașul nostru astăzi. Pe aceste tocuri bej, nu m-am uitat la ele, că mi-e frică, pe o piatră cubică, alunecoasă din cauza jegului. Pe lângă mine, eu nu sunt un exemplu, atenție, vorbesc asta pentru femeile care nu mai vor să fie femei, pe lângă mine au trecut, nu știu, probabil 50 de femei încălțate în cutii. În cutiile de la pantofi în care probabil trebuiau să fie încălțate, pentru că ele nu mai vor să fie femei. De ce? Pentru că așa cum le spuneam doamnelor care vin la întâlnirile cu mine, această mișcare feministă, cu care n-am nimic, pentru că ea a pornit de la niște principii complet nevinovate, că votăm, că niște de astea. De fapt s-a născut să distrugă femeia. Noi nu trebuie să fim feministe, noi trebuie să fim femei. Pentru că majoritatea nu mai vor să fie femei, nu mai există viața aia la care vă uitați în filme, pe care o citiți în cărți, pe care vă doriți și nu mai aveți. Bărbatul nu este născut, bărbatul nu este născut, nu este născut bărbatul, bărbatul, da? Nu este construit să stea într-o relație, atenție. El nu este construit, el nu s-a născut pentru asta, el s-a născut să vâneze. Ți-aduce acasă niște mâncărică și a plecat iar. Unde? Teleleu, fără telefon, fără, pleacă, e pe câmp. Ok, a plecat să vâneze și se aduce el. Când vine el de la vânat, nu știi cât durează vânatul, normal, până prinde ursul, nu se știe, da? Vine înapoi acasă și se aduce de mâncare. Tu ești cu burta la gură, faci copii, etc. Sper că înțelegeți toată simbolistica a ceea ce spun acum, da? Nu pleacă nimeni de aici la vânătoare și nici voi nu rămâneți acasă să așteptați un pormistreț, ok? Bărbatul nu este făcut să stea într-o relație. Este părerea mea personală, poate să sară toți dezvoltatorii, era să zic imobiliari, dar de fapt am vrut să spun personali ăștia, nu știu cum să numesc, coach ăștia sau, mă rog, la care se uită toată lumea, că nu este așa, suntem egali, suntem noi construiți să fim. Nu, bărbatul nu vrea să stea în nicio relație niciodată, femeia ține relația. Dacă relația nu merge, este vina exclusivă, rețineți, exclusivă, exclusivă înseamnă 100%, nu știu dacă știți, a femeii. Ok? Ok. Și eu sunt femeie. Îmi place foarte mult să fiu femeie. Iubesc faptul că reprezint viața în sine și vă sfătuiesc să vă simțiți asemenea. Pentru că în secunda în care noi, toate femeile, ne vom simți astfel, din nou, se va face bine lumea.
Până atunci, puteți să alergați în continuare, în nu știu ce concurs, de egalitate de sexe, abar n-am, nu știu, care e miza acestei egalități, că eu sunt manager și n-am 876 de euro, cum are colegul care e manager și are 888, sau nu știu, mă rog, mizele astea moderne, impuse, băgate prin cea mai mare spălătură de creier care se întâmplă în ultimii 50 de ani și acum am răspuns la întrebarea asta și dacă e pot să mă oprești încă mă fac de râs. Nu. Cât de mișto e să fii femeie și cât de mișto e să fii și mamă? Asta e întrebarea mea. Mamă? Voi având binecuvântarea noi asta. Noi dăm viață, da, noi dăm viață. Atenție, vreau să fac o paranteză, noi dăm viață, noi dăm viață, noi, nu el. Bărbații astăzi sunt pentru majoritatea femeilor niște boni. Boni, rețineți, boni. Știți cuvântul bonă? Există masculinul, s-a apărut acum câțiva ani. Bon. Există bonă și bon. Voi ați văzut vreo agenție de boni? Te întreb și eu dacă ați văzut undeva. Nu știu, există agenție de bon, bărbat? Nu. De ce? Păi vă spun eu, pentru că femeia naște, nu contează ce citiți voi pe net, doar femeia naște. Doar mamele pot salva lumea. Bărbatul, dacă e ținut bon acasă și vreți să împărțiți cu el viața, 50-50, mi-a spus mama că așa o să face alte aberații, el nu va mai vâna. Și vă place cașcavalul, și vă place bărbatul și din punctul ăsta de vedere. El nu te va mai domina așa cum trebuie să o facă un bărbat. Dominat nu înseamnă ce credeți voi, nu voi de aici, da? Noi vorbim acum, suntem live, știți? Sunt alea 90% dintre femei care nu mai vor să fie femei, care nu sunt aici. Noi, alea 10%, dacă nu știu care e camera, suntem aici toți. Voi, aia 90% sunteți acasă. Da, glumim. Este, știți de ce este trist ceea ce spun eu acum și încerc să o spun în felul meu caracteristic? Știți de ce este trist ceea ce spun eu acum? Pentru că este atât de ușor, atât de ușor să fie fericire, cum nu vă imaginați. De e atât de trist. Că vă place complicat. Mulțumesc, rămână. Dan, am o întrebare aici. Povestește-mi puțin și explică-mi puțin despre acceptare. În general, cuvântul acceptare. Deocamdată sunt sub impresiile astea. Eu sunt convins că în Grecia antică Dana era preoteasă. Te duceai la ea ca la templu. Are o tăietură, nu mișcă niciunul. Ca la templu din Delphi. Mă duc la război. Te duci? Nu, te vei întoarce. Deci, ce mai poți să zici în situația asta? Aveai o față atât de încruntată, că îți venea să pleci din studio. A terminat. Eu am intrat în fotoliu. Pentru că are și dreptate. Aici e nenorocea. Aici acceptare, da? Am avut un... Am scos ultima mea carte înainte de pandemie. Omul liber se intitulează. Am mai eu sunt interzis pentru că am primit foarte mulți bani de la Putin și nu mai găsesc decât pe la Sofia. Restul, să zicem, aici că aveți cărți cu Dan Puric. Scoate de sub, așa, omul liber. De ce vă spun că am prieten, profesor de filozofie, Gheorghe Ceaușu, fantastic om, fantastic. Și mi-a zis, bă, Dane, tu nu trebuie să crezi în cuvântul ăsta toleranță, e o impostură venită de dincolo. N-are cum să fie tolerant generalul la soldat că scui pe aia. Noi creștini avem îngăduința. Îngăduința îl aștepți să se îndrepte. E o valoare în tine. Mama este îngăduitoare cu copilul, nu este tolerantă. Sunt alte trepte, noi suntem alții. Prin îngăduință am rezistat, Damian. Și acum îi îngăduim pe ăștia. Era istoricul Jules Michelet, spunea că poporul român, când n-a mai putut face față la popoarele migratoare, a scos o armă extraordinară, răbdarea creștină. Răbdarea și în viață să nu fie cu noduri. Dintr-o dată ți se mărește perspectiva.
Adică nu stai numai în praful istoriei. Deci ce vedeți la televizor este ca să te țină tot timpul atent și robul unei prea multe contemporaneități. Și atunci îți dispare această detașare. Românul are detașare. În drum spre această întâlnire, m-am gândit ce ne-a salvat. E apropo acceptare. Știi, se spune, știi ce vedea Iisus pe cruce? Când era răstignit. Două lucruri care păreau veșnice. Templu, iudaic, și fortăreața romană. Praful și pulberea s-au ales. Poporul român a avut întotdeauna acești ochi ai veșniciei. În toate războaiele. În primul război, în al doilea război mondial, la independența alea, s-au uitat așa. Cum se uită și acum. Nu vorbesc de populație care este manevrată și manipulată. Eu vorbesc de acel adânc sufletesc. Ce spune Dana, deci e perfect, pentru că a început o mutilare cu feminismul. Eu când am fost în America și am avut pe acolo spectacole și am fost invitat așa, am văzut cele mai triste și singure femei. Singure. Și totuși, Dana, există ceva câteodată, mai ales în neamul ăsta, mă dădeam jos din mașina 311, acum vreo 15 ani, era cald, era vară, și am simțit că în spatele meu era o doamnă, mai în vârstă, care cobora încet și instinctiv, m-am întors să o ajut. Avea niște mănuși de vară extraordinare, cum nu se mai poartă. Și eu pe atunci jucam toujours l'amour și am mai recunoscut, a zis, vai, toujours l'amour. Și am ajutat-o să coboare și acum am văzut ce zice francezul, o femeie frumoasă este o sărbătoare a ochilor. Era o doamnă în vârstă, cu o frumusețe a demnității extraordinare. Mergea pe un trotuar, plin de scuipați de țigări, murdăria, îmbrăcată interberic. Nu făcea nicio concesie, nu accepta nimic din jur. Dacă vrei să vezi acest frumos feminin, pleci cu trenul, mă uitam dreapta-stânga, peturi, gunoaie, cum pleci din București cu trenul, și la un moment dat am văzut un mac. Macul nu făcea nicio concesie mizerii din jur. Ce spune Dana este dezastru actual, este procesul de reeducare, de alienare și de pierdere a diferenței antropologice bărbat-femeie. A fost un indian invitat la Harvard să vorbească despre raportul bărbat-femeie și a zis egalitatea, asta e o chestie socială care de la sine înțeles, nu vă bazează pe asta, altceva important. Și aici, it's not possible, what we have to... Și a zis, bă, important e riscul întâlnirii. Taina aceasta. Am văzut la o butic, savanții britanici au descoperit că dragostea ține 2 ani. Ei fraza asta, nu? Că ei au, pe semn, au măsurat hormonii. Și o pui la soția lui Dinu Pilat, arestat, mi-era mic așa, fragil, și plutonierul, pe semn, bunicul ăstora care ne conduc acum, a zis, ascultă, fă cucoana, ce o să te faci, mă atac acum din 5 ani, a dat 25 de ani, pușcărie. A spus, pe ce să fac, am să-l aștept. Eu am stat de vorbă cu mulți dintre foștii deținuți politici, martiri. Și au zis, domnul Dan, noi am fost nimic, ele au fost totul. Cum, domnul Jijil, domnul Dan, pe dumneavoastră v-au bătut, v-au schingiuit, v-au omorât prieteni în pușcărie, familia. Domnul Dan, pe noi ne-au bătut, ne-au umilit. Ele nu știau nimic de noi. 1 an, 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani, 15, 20, o viață. Nu s-au mai măritat, nu au mai făcut copii. Vreți să vă dau cel mai, și aici perfect o susțin pe Dana, pentru că e vorba și strigă cu durere. Dana, în fondul ei, forul ei interior, este foarte sensibilă. De aici pare chestia asta de duritate, pentru că o doare. Un lucru de mare sensibilitate, concentrat atâta, într-o frază. Unul din mari martiri ai închisorilor comuniste, Ion Ianolide.
există cartea, se numește așa, Deținutul Profet, atât de scurtă. Și în Îngeri Închisorilor. Era Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor. S-a îndrăgostit de soara lui Valeriu Gafencu. Și a fost o dragoste extraordinară, erau tineri. Dar într-o noapte, în 48, l-a luat Duba. Ea l-a așteptat 18 ani. După 18 ani, securitatea, atunci ca și acum, ca să distrugă viețile oamenilor, a avut scandal în familie, zicea, mărită-te odată, nu, îl aștept. I-a dus Geamantanu acasă și a zis, ascultă, Cucoană, banditul a murit, uite-i hainele. Pentru ea a fost o traumă. Familia a zis, acum trebuie să te măriți. Și ea s-a măritat. După un an, Ion Ianolide era liber, el scrie. Nu se găsește nici în Shakespeare, nici în Dostoevski propoziția asta. Și întâmplător ne-am întâlnit pe stradă. Ea era cu soțul, ne-am privit și nu mai puteam face nimic. Și atunci declin feminitatea în alt raport, o femeie altar. Ai zis de mamă și Dan are dreptate. Femeia duce neamul înainte. Ca să vă amuzați, tata la masă, unchiul la masă, eu cu frate, mi-era mic, și vorbeau tata de tratatul de la Varșovie. Zicea, ca parcă era acum, că băi, liviurile rușii se înarmează să fie al treilea război mondial. Și odată din bucătărie s-a auzit, nu ai luat drojdie și nu crește cozonacul. A fugit direct la alimentar. Pentru că ea păzea cuibul. Ea păzea căminul. Aici este problema fundamentală. Unde se scurg trilioanele de dolari care se dau acum? În distrugerea ideii de mamă, a familiei, și a raportului acesta. Când se sexualizează o societate? Erosul este cel mai haotic instinct din noi, care există, e dumnezeesc. Dar ca să distrugi un raport, îl limitezi la sex. Sex vine de la sextus, care culmea înseamnă diferență fiziologică, organică. Eros înseamnă dinpreună. Eu mă împlinesc prin celălalt. Iubirea este cel mai puternic liant. Nu poți să desparți doi oameni care se iubesc. Erau martirii creștini, ăla era aruncat în... și ea s-a aruncat în brațele lui înainte să-i sfâșie leul dinpreună. Există forme de genul acesta de o fidelitate... sfântă. Mama își apără copilul absolut. Hristos pe noi ne-a iubit matern, absolut, nu parțial. Nu o să vezi decât o mamă degenerată care face lucrul acesta, dar o mamă are și ce a zis aici. Ea este cea care riscă, ea este cea care naște. Apropo, când mi-a născut soția primul copil, m-am dus la maternitate. Și pe urmă m-am apus să aștept. Și am așteptat și erau două femei în fața mea care vorbeau cum am născut. Nici Buster Keaton nu putea să facă gagul care am făcut eu. Pentru că ele vreau dragă și am făcut cu căldare de sânge din mine și când am făcut forcepsul și vreau să le bat așa, să nu mai zică. M-am albit și am căzut jos. Înțelegi? Ăștia suntem noi. Da. O injecție. Da, da. Dar am întors aici puțin discuția. Ce interesant este că cu 400 de ani înaintea lui Hristos, oamenii își puneau problema ce este dragostea. Ea nu are definiții. Cu cât o definești, cu atâta dispare. Și zicea, unul a zis în banchetul lui Platon, ci că eu aș face o cetate de îndrăgostiți. De ce? Este cel mai bun sistem politic. Păi pe ce te bazezi? Dacă două armate luptă și una pierde și fug, mai rămâne unul în spate și fuge disperat. Fuge ca să salveze viața. Da, dar dacă vede că se uită iubita la el, pune mâna pe sabie și luptă. Instinctul de jertfă. La cutremur. Doamne ferește, să vezi dărâmături și mama este peste copil. Sau găsește iubita și ține, iubitul și ține iubita. Instinctul de jertfă, Damian, e un paradox, e o taină. Nu se știe cum în fracțiuni de secundă cel mai prețios instinct al nostru, cel de conservare, în fracțiuni de secundă, devine instinct
de jertfă. Schiller are un eseu de la grație la demnitate, o mamă cu copilul de mână, se întâlnește cu o prietenă. Stau de vorbă și la un moment dat, așa, distrată, puțin obosită, îi dă drumul. Și nu știu cum simte, și când se întoarce, îl vede în mijlocul străzii și o trăsură cu cai, gata să treacă peste el. Și îl zice, nu gândește. Ea nu face apel la codul moral. Ea se aruncă. Se aruncă. Instinctul de jertfă și, până la urmă, conștiința jertfei. Aveam recitalul Visul, cu care am luat premiu prin Statele Unite și l-am jucat și aici, în România, la Sala Terrier și am invitat-o pe mamă. Nu, e genial era, mă. În rândul întâi, așa, lumea aplauda și după vreo 10 minute, eu am transpirat, făceam un număr cu pianistul pe gol. Și am transpirat. Ei, ce crezi, din sală să văd așa? Ea era cu o prietenă. Dragă, nu vine nimeni să-l ajute pe băiatul ăsta? Deci, mama, am fost la New York, am fost la Washington, am avut succes. Dă-l dracu de succes, dragul, mamă, e bine că te-ai întors sănătos acasă, că am aprins 1000 de lumânări la 1000 de sfinți. Mama are niște instincte extraordinare. Și ca să merg în continuare, dacă mai permiteți un minut, trebuie să vă spun, pentru că este fundamental. Mama pensionară, acolo un bloc, garsoniera e nenorocită, toca niște varză și sună telefonul ăla, care era de plastic. Ce? Alo, da? Sunt de la Cotroceni, să vină să-și ia diploma de cavaler al ordinului, nu știu ce, cu tare, cu tare. Două lumi diferite. Eu când am auzit de Cotroceni, am zis, mamă, Cotroceni. Mama, neam vechi, cultură veche. Domnișoară, eu sunt mama lui. Dumneavoastră nu știți să vă prezentați? Fii atent, două culturi. De-aia mă înțeleg foarte bine pe Dan. Și cred că se uită cu tare cu consilierul domnului președintele Constantinus și cu tare cu tare să vină să-și ia ordinul de cavaler, nu știu ce cu tare. Întrebare de mamă. Îi dă bani? Și da! Nu! Era CD. Și mama zice, atunci spuneți din partea mea să-și o pună pe piept. Domnule, m-am enervat, am certat-o pe mama. Cum e posibil, mamă? Să zici așa ceva, aș trebui că sunt mercantil, merg pe $8 în străinătate. Atunci nu era Putin cu bani, era mama. Era pe $8, zic, statul nu are bani, nu știu ce cu tare. Și o certam, era Mihail Cogălnicianu. Nu se poate așa ceva, mamă, zic, tu îți dai seama ce o să zică ăștia. Mama stătea pe patul ei rupt, cu trei medic endocrinologi și de interne, cu două specialități la sistemă. Stătea și se uita la mine așa. Și a încertat-o și mi-a zis, numai ce putea să zic o mamă și o femeie absolut. A zis, dragul mami, nu vrei un cornuleț? Ea a sezizat că mie îmi lipsește un cornuleț. Fii atent. Scăzuse zahărul. Scăzuse zahărul, e glicemia. Și acum, Sfântul Duh lucrează din spate. Mă duc, ministrul de atunci, Dumnezeu să ierte, Ion Caramitru, ne-a chemat, nu mai era ministru, ne-a chemat la unitir pe mine și pe frunză, să ne dea regizorul frunză. I-am și zis, eu puric tu frunză, mai trebuia o rădașcă, zic să rămân. Și începe aia de premiere. Era încă un actor acolo și că și vi se acordă acest premiu din partea președinției și aveți drept la groapă la Belu. Deja am simțit că cineva îmi bagă vată în nas. Și se vor trage niște salve cu pistolul. Fără să vreau, a vorbit mama din mine și am zis, numai atât? După care zic, nu, iau cu o dege și s-a uitat carametrul meu și zic, ce vrei să zici? Nu zic nimic. După care am băut o șampanie și mă simțeam mort cu diploma de cavaler. Cu groapă la Belu. Când am ieșit, da, la groapă, când am ieșit pe stradă, îmi venea să dau diploma altuia care era viu. Eu eram deja mort. Și atunci m-a ajuns vorba mamei. Ea nu făcea concesii la papagalii ăștia. Mi-a mai dat mie un premiu odată TVR Internațional, era majestatea sa, regine Mihai, acolo, Nadia Comăneci, pentru diplomantul și Dan Puri. Ei, poți să-ți închipui, domnule, că la noi am urcat pe scenă și contabil a urcat odată cu mine să zic că CNP-ul dumneavoastră vorbim. Domnule, poți să nebunești?
cât și Filis există în țara asta. Și aici ajungem la piesa aia care spune de mamă cu biciu în tine, că n-am ascultat de tine. Da, exact. M-am uitat, eu am certat-o, domnule. Și ea s-a uitat și a zis, și-a dat seama că îmi lipsește un cornuleț. Iartă-mă, Dana, am vrut să susțin, pentru că era decepția fantastică pe care are Dana față de, sigur că nu e peste tot așa, domnule ferește, știți cum e? Dragostea este trecătoare, îndrăgostirea niciodată. Și atunci, responsabilă de îndrăgostire este femeia. Femeia trebuie să fie frumoasă din toate punctele de vedere, nu din punct de vedere al top modelurilor. Feminitatea este o altă dimensiune, este o taină. Că poate să fie degenerat, că poate să fie, este altceva. Această atracție de care zicea Sfântul Ioan Gură de Aur a făcut-o frumoasă ca el să nu fie singur. Să împartă, e acel dinpreună, acea sfântă complementaritate. Când complementaritatea nu se păstrează. Marx, tovarășul Marx, spiritul nostru care e bunicul globalizării, a spus că contradicțiile apar din inegalități. Din inegalități. Nu e adevărat. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că din cauza egalității apar când gâtul a vrut să fie cap. Când femeia a vrut să fie bărbat și bărbatul să fie femeie. Și atunci când confunzi sfintele roluri, pentru că ea e la cârmă, nu se zice britanicul ăla, ci că de ce femeile n-au succesul bărbaților? Pentru că n-au neveste deștepte în spate. Și atunci această complementaritate este sfântă. Nu este, doar un idiot o face o subordonare. Când se încalcă principiul acesta, eu nu pot să fac ce face soția, doamna mea. Din toate punctele de vedere, nu numai biologic, este acel ceva. Tata făcea ceva, mama făcea ceva. Era acea dinpreună. Băi, și când se certau, erau dinpreună. Mama îi plăcea să ghicească în cafea. În continuu căuta la drum, așa vă spun imediat pe mine, și într-o zi, ca să-și caute fericirea, bă, vreo 6 ciști. Și tata tot medic, a zis, mă, femeie, mă, faci infarct. Și mă, eram sigur, în toate 6 mi-au ieșit scandal. Am aici, vreau să subliniez aici un lucru și vreau să întreb pe tine ceva. A spus Dan despre femeie și țin minte un lucru, în 77 la cutremur, da? La cutremur din 77 aveam 7 ani și, așa cum v-am mai spus, am fost crescut de bunicul meu. Și am ieșit afară, să dăm aici exact pe Grivița, unde acum de Marc, vis-a-vis de Hotel Nord. Și toată lumea, dacă de cutremurător a fost lucrul, am ieșit toți afară, copil fiind. Și s-a făcut, era frig, era martie, 4 martie. Și era frig afară și țin minte, erau mai mulți vecini, mai mulți acolo în curte, nu știu ce. Și după a fost 2 ore, 3 ore, pe la ora, nu știu cât a fost, 9, 10, 11, 12, noaptea, tata, ăla bătând Dumnezeu să-l ierte, care avea atunci, să zicem, 77, deci... 51 de ani, da, dă seama cu mine. Și... Același tată care știam că e un șprițar, un curvar, un asta, dar ne creștea, muncea pentru noi, lupta, făcea tot ce se poate. Același bărbat și țin de asta, adică în toată viața mea l-am simțit ca un erou întotdeauna. Asta e singurul moment când îl văd pe tata Dumnezeu să-l iete ca un erou. Adică oricum a fost un erou, dar ăla e momentul, punctul culminant. Și s-a dus de unul singur sus în casă, pe scări sus de tot acolo unde stăteam, să ia haine pentru noi toți. Și mi-a rămas aia, știi cum... O viață, povesteam și la școală, bă, știți că tata s-a dus în casă, adică cât de important era ăsta, tata care s-a dus. Și aici vreau să ajung la un lucru pe care vorbea chiar Jordan Peterson într-un podcast cu Joe Rogan, spunea că, băi, noi suntem aici pentru 3 motive principale. 1. Să supraviețuim. 2. Să găsim hrană, ceva să mâncăm pentru noi și pentru copii, pentru nevastă. Și 3. Să procreăm. Da? Și merg înapoi la tine, Dana, și vreau să... Asta e cuvântul care mi-a venit în momentul ce vorbea Dan, că ai văzut, arunc un cuvânt la tine, un cuvânt la tine. Vreau asta, vreau să-mi dezvolți despre acest cuvânt, compromis. Ai greșit. Compromisul este frica de a fi fericit. Compromisul este lipsa de credință în Dumnezeu,
Atunci când facem compromisuri, le facem din frică, frica de a ne califica, de a nu ne integra în societate, de a nu fi ca ceilalți, de a nu părea că, călcând firesc pe ceea ce suntem cu adevărat, că de aia se și numește compromis. Toate aceste frici vin exclusiv din faptul că nu credem în Dumnezeu. În secunda în care crezi în Dumnezeu, adică în tine, Dumnezeu este în noi toți, deodată, cu aceeași intensitate, în absolut fiecare dintre noi, în același timp. În secunda în care nu crezi, trăiești în frică. Frica este compromisul suprem. Frica nu înseamnă iubire. Frica este ceea ce astăzi, cred eu, reprezintă peste 90% din umanitate. În secunda în care ai făcut cel mai mic compromis cu sufletul, pentru că tu ți-ai adus aminte de celălalt podcast și de aia m-ai întrebat, când tu ai făcut un compromis, în momentul în care ai făcut primul compromis cu sufletul, adică te-ai călcat în picioare, din clipa aceea ai renunțat la viață. Ai renunțat. Din clipa aceea trăiești fericirea altuia pentru care ai făcut compromisul. Viața altora cu care vrei să semeni. Pur și simplu te-ai integrat. Bravo, felicitări! Pur și simplu ai murit. Nu știu dacă ai realizat, dar sigur ai realizat, pentru că fiecare om care ajunge seara acasă și se pune cu capul pe pernă, știe adevărul despre sine. Cea mai mare putere a omului pe acest pământ este să se prefacă. Cea mai mare dintre toate, astăzi. În paralel cu această forță a omului de a se preface, inclusiv în fața sa, în paralel, atenție, este iubirea. Cu care toți ăștia care se prefac, adică majoritatea, aleargă să se întâlnesc. Cele două drumuri sunt paralele, nu vă veți întâlni absolut niciodată. Nici cu iubirea, nici cu adevărul. Iubirea este adevărul absolut. Este nu la o secundă distanță de voi. Sunteți voi. Adevărul sunt eu. Eu sunt adevărul. Care este? Dar de unde știi cum cauți adevărul? Încotro îl căutăm? Stai să sun Giorgel Corazon. Cum îmi găsesc eul? Cum îmi găsesc liniștea și echilibru? Tu-ți două perechi de palme și uite-te în oglindă. Ăla ești tu. Ești tu unde? Noi unde? Unde să găsești? Unde plecați? Unde faceți? Unde să cauți? Unde? Nu înțeleg. Cum știi care e adevărul? Știi și ești un mincinos ipocrit care pui aceste întrebări. Și cauți repede pe net, de ce? Păi dacă toate colegele de birou sunt pe net și îl caută pe Giorgel Corazon și îi spune Giorgel Corazon unde e adevărul, Giorgel Corazon îmi spune unde e adevărul. Nimeni pe lumea asta nu poate să-ți spună unde este adevărul tău, nimeni, nici o mie de oameni adunați care lucrează pentru tine, pentru dezvoltarea ta personală, ei toți împreună adunați nu pot să-ți spună adevărul despre tine. Fiecare om pe lumea asta poate să își recunoască și să-și spună sieși adevărul despre sine. Poate. Noi nu știm să facem pe alții fericiți. Este un cretinism. Unul dintre cele mai mari. Eu sunt fericită doar dacă sunt lângă tine. Păi e nasolă. Dacă ești lângă mine, cum? Dacă ești, nu înțeleg, în ce sens? Doar dacă, adică, doar dacă nu sunt cu tine, nu mai sunt. Nu, ești doar agățat acolo, în cârlig, te-ai agățat de mine. Mâine ești de ăla, de, pune de situația X, răspunde de situația Y.
De aici și dezechilibrul imens, nociv, criminal al părinților care se agață de proprii copii pentru a fi fericiți, călcându-le sufletele în picioare. Ne fiind proprietarilor. Ignorând, pur și eu te-am făcut, eu te omor, știți vorba? Da, da. A existat o mică isterie normală a acestor zile, ani, timpuri pe care le trăim în ultimele câteva zile, cum că cineva public a spus că nu vrea să facă copii. Și că nu știu ce este. Nu contează ce a spus, fiecare spune ce vrea. Persoana care a făcut asta este firesc o femeie, că doar femeile pot să facă, da? Nimeni, niciun bărbat nu poate să rămână însărcinat, nu mai citiți acum, astea. Acum, la UE se... Da, nu se poate să o se întrece. Eu n-am dormit toată noaptea când am aflat că există variante. Această persoană a dat dovadă, fiind femeie, de asumare, de curaj. Este un act de curaj imens să-ți recunoști că nu ești pregătită să fii mamă, pentru că în secunda în care faci copil și nu ești pregătită să fii mamă, ești o criminală. Punct. Gândiți-vă și voi, pe net, câte forumuri de mămici sunt. Cum îl șterg la fund? Cum mă joc cu el cu biluța? O arunc și după aceea o primesc la loc? Are voie să mănânce din Pampers? La voi s-a întâmplat? Da, există și la animale. Au voie, răspunde alta. Mamele voastre, bunicile voastre, nu ale voastre, că noi știm ăștia, zice ăsta, de acasă, toți... Aveau Google? Nu, avea, stăteau pe forumuri de crescut copii. Cum vor fi crescut? Cum s-a întâmplat asta? Vă spun eu... V-au crescut din instinctul matern care este purul mesaj de la Duhul Sfânt cu care mama este îndezestrată în momentul în care naște. Ăla e instinctul matern. Sună științific, dar nu e. De unde știu mamele ce să facă? Mamele alea care n-au net, care pleacă pe câmp cu copilul legat de ele. De unde știu să-l crească? Că n-au net. Ce fac astea? Ce sunt? I-a mor toți pe la țară sau ce sunt cu copiii aia? De unde știu să-l crească? De unde știu? De acolo. Acolo? E adevărul. Care este în fiecare mamă când naște. Fiecare mamă când naște devine... Dumnezeu. Am mai spus o dată asta, sau de 100 de ori, nu știu de câte ori, dar nu de 100, cred că de 3, ții minte foarte bine tot ce spun. Și când spun și cui spun, deci, ar fi bine să țineți și voi minte asta, pentru că dacă nu țineți minte, înseamnă că mințiți continuu. Am spus asta. Singura ființă pentru care suntem cei mai puternici, cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai curajoși, sfinți pe pământ, Dumnezeu, este copilul nostru. Pentru copilul tău, ești Dumnezeu. Copilul nu are altă percepție despre lume decât prin tine. În secunda în care îi greșești copilului tău, îi greșești lui și față de Dumnezeu. Dacă pe lumea aceasta nu există nicio ființă, niciuna înseamnă niciuna, în afară de copilul tău, care crede că ești Dumnezeu, cum îți permiți să greșești? Ce meriți pentru că greșești? E uman. Nu. Față de copil, să greșești, nu e uman. Nu e. Mm-mm. Este mizerabil. Nu e uman. Vă spun ăștia azi că e uman. E uman.
am greșeală, e normal să greșești. Îmi cer scuze. Păi vezi că din cauza ta au murit 1000 de oameni. Ce să ceri scuze? Toată lumea își cere scuze azi. De ce nu te chinui să n-ajungi să-ți ceri scuze? În special față de copilul tău. Că dacă o să ajungem să nu ne mai cerem scuze, îmi pare rău, am mai greșit și mami, hai, du-te în cameră, hai, pe aia, hai, drege aia. Dacă o să ajungem să nu mai greșim, nu e o greșeală, față de copilul nostru, cel, el îl va căuta toată viața și nu-l va găsi. Cine zice că l-a găsit pe Dumnezeu la 99 de ani, acum vreau să continui, domnul Puri, care cred că mă va contrazice în asta. Începem să ne contrazicem. Asta sperați? Da. Un copil care nu l-a văzut pe Dumnezeu în părintele său, îl pierde. Atât de mare este păcatul de a nu fi părinte. Nu mă știu ce mai întrebat. E foarte bine. Am aici o, ceva să adaug și pe vreau să întreceau pe Dan. Spune undeva într-o carte, nu era un citat, doar așa eu l-am scos acolo. Zicea, așa cum o iubesc pe mami și pe tati, așa mă iubesc pe mine. Așa cum o iubesc pe mami și pe tati, așa iubesc pe iubita mea sau pe iubitul meu. Deci relațiile noastre din viața noastră, prin urmare, au de-a face foarte mult cu felul în care ne iubim părinții din prima zi, dacă ne naștem. Și aici vreau să-l pun o întrebare lui Dan. De ce depresie? De ce suferă lumea de depresie? De ce suntem deprimați? De ce? Știi că e a doua boală de ce se moare astăzi. Primele sunt accidentele vasculare, corduri și, adică infarcturile, și doi, depresia, pe urmă e cancerul. Când omul nu mai are niciun adevăr de care să se țină, înnebunește. Ce vedeți de seara la televizor, ce vedeți la BBC, la CNN, la toate astea, este o politică de deprimare a punctelor cardinale. Se cultivă incertitudinea continuă. Amestecul valorilor. Și atunci el înnebunește. Depresia este o boală nevindecabilă. Ea se ține cu proteze medicamentoase, dacă stați de vorbă cu psihiatrii, cu astea, pentru că la un moment dat, dacă a ieșit, te arunci. Am avut pe cineva, un prieten, Dumnezeu să-l odihnească, și îmi spunea, Dane, avea depresie. Nu pot să mă rog, nu pot să râd, nu pot să plâng. Ce s-a încercat cu pandemia asta, mai nu știu ce se încearcă în continuare, frică după frică, frică după frică, ca și ce a zis Dana, foarte bine că frica este primul lucru care creează să se taie legătura cu Dumnezeu. Un om care crede în Dumnezeu nu are așa frică de evenimentele astea. Se uită puțin cu binoclu invers. Și asta nu dintr-un orgoliu, ci din faptul că fiind racordat la veșnicie, are o perspectivă asupra vieții. Nu plătești impozit așa, tot efortul care se face este să-l țină pe om în evenimente. E un linșaj informațional cu care dumneavoastră trebuie să fiți în fiecare zi surescitați până la nevroză. Și dacă se poate să se ducă lipsa de încredere, este extraordinar. De exemplu, în oameni de cultură în România, în marea lor majoritate, strădători. Ce au făcut în ultimii 30 de ani ca să dărâmă pilonii, inclusiv Eminescu, Răzmircea Vlăcănescu, a ajuns criminal de război, Constantin Noica, Dumnezeule, piloni. Eram la Botoșani și m-a întrebat cineva ce fac, zic, calc așa, zic, pe niște stânci care au ieșit din apa măloasă și vreau să fiu și o stâncă pentru altul. Newton așa a zis, s-a încălcat pe umerii uriașilor, Ptolomeu, Copernic. Păi n-am intrat în teatru spontan. A încălcat pe umerii lui Demrădulescu. Demrădulescu pe umerii Usic Alexandrescu, lui Notara. Când vorbea de vrac, avea o lacrimă aici. Numai ăștia care sunt acum sângeroși. Cum Vulcănescu s-a pus, el poate să fie, ca să, cu toți peste el, ca să moară. Ca să... Da, el a zis să nu ne răzbunați. Problema este să răspund. Apropo, aici și cu căutarea adevărului, mi-a adus aminte ce zicea Dana, era bancul ăla cu blonda, știi? Întuneric. Și la un moment dat era un stâlp așa cu lumină. Și era în genunchi și căuta și mi-a zis, milițianul, ce faceți aici? Și că îmi caut inelul.
L-ați văzut aici? Nu, dincolo de aici e mai multă lumină. Așa fac ăștia când iau telefoane de la Bruxelles. Ei nu caută adevărul românesc. Unde se aprinde becul? Se duce acolo, ca molia. Da, nu mai știu de unde. Depresia, ce. Depresia. Depresia. Depresia, stresul, anxietatea, frica. În pușcărie au rezistat cei care au crezut firesc în Dumnezeu. Știți ce înseamnă firesc? Fără firesc. Firesc. Au fost momente, de ce este bine să citești memorialistică? Nu știu, acum au cam ars-o. Și au și deprimat-o ăștia din, așa zici, intelectuali. Au râs de cei care au murit de martiri. Gerasim Iscu, sfânt. A fost starez la Tizmana. A fost anchetat și la un moment dat torturat. Nu știu cum s-a schimbat guvernul, că au intrat în pușcărie, trăgea să moară și lângă el, pe prici acolo, era fostul torționar care trăgea și vrea să moară. Este scris. Și s-a dus și a zis: te iert din toată inima mea. Ai fost tânăr. Nu știi ce faci. Ne ducem dincolo dinpreună, dar să fii iertat. Ce zici de poporul român? Așa ceva nu aveți voie să citiți. Aveți voie. Trebuie să știți elemente din asta. Când a murit Nicolae Dabija, unul dintre cele mai mari conștiințe românești, nu s-a zis nimic la televiziunea română. În Basarabia a fost doliu național. Aici au vorbit de prostituție, de ce mai fac ăștia cu legea 412 sau nu știu care lege. Și atunci este un efort personal. Eu mă uit la Dana și o admir pentru că are un efort personal de a-și păzi cetatea. Eu am zis de 30 de ani în România, nu o să puteți face față decât cu un mărășești personal. Și acel pe aici nu se trece, trebuie să-l facă femeia. Bărbatul este mai laș, este mai slab, este mai ușor ispitit de idei. Din cauza asta, și este foarte important, noi de acum încolo cum trăim și cum murim. Eminescu spunea, viitorul umbra. Mama s-a dus dincolo, dar a rămas umbra așa. E foarte importantă o atitudine, pentru că, să știți, politica aceasta care vine este de reeducare, de distrugere a unor relații umane, te scoate din matcă, din știți cu ce seamănă această revărsare? Eu, la mine, la Nehoiu, când era o comună, la țară acolo, în Buzău, pe oraș, am văzut odată o inundație mare de tot, un pod, nu știu ce. Și a venit apa mare, mare, mare de tot și nămoloasă și după săptămână, soare, nu știu ce, și-au rămas bălți separate de cursul râului. Oamenii prindeau cu mâna pe peștii care nu au avut memoria albiei. Cei care au avut memoria albiei, ce vedeți noastră, ideologia asta, mai ales globalistă, este și ce-o comunistă, este o inundație. Numai cei care au avut memoria albiei au scăpat, restul i-a prins cu mâna. Așa am văzut eu ca, zic, calitatea mea, în ființa mea de copil. Și mă întrebam de ce nu fug. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice, numai peștii morți merg la vale. Aia vii, merg împotriva curentului. Uitați-vă, după ce terminăm aici și mâine și poimine, cât se duc la vale, cât se acceptă. Mă gândeam cum în calitate de profesor să accepți și să nărui sufletul unui copil. Dana a vorbit de sufletul unui copil, cel mai prețios lucru de pe suprafața Pământului. Cum să faci, mă, nenorocitul, educație sexuală de la 2 ani? Ăla se numește infanticid. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea că sufletul copilului este ca o mare furtunoasă din cauza inocenței, a nesiguranței, a lipsei de cunoștință. Spunea, este ca un oraș proaspăt construit, proaspăt întocmit, în care cetățenii nu știu ce să facă. Și atunci este foarte importantă prezența mamei, prezența tatălui. Eu dacă să mă uit în copilăria mea, îmi aduc aminte atitudini. N-ați observat că nu memorez tot. Atitudini, chestiunea asta, cheie, dintr-o dată, care cu timpul se numește ascultare târzie.
te limpezește. Știu că îl certam pe tata, da, a fost la 53 de ani, când a fost mai liber. Și eu aveam 18 ani și ziceam, tu nu-ți dai seama că ești depășit, comunismul e viitorul, uite, se fac blocuri, se asfaltează. Ăsta e, el care a trecut prin războia. Nu mi-a zis nimic, Dana, s-a uitat pe fereastră, zicea, da, nici anul ăsta comuniștii nu vor avea recoltă că nu plouă. El rămânea pe... Și de ce mi-a rămas lucrul ăsta? De ce nu l-am uitat? El era racordat la o veșnicie a neamului. Când a fost revoluție, zic, gata, am scăpat. Nu, nu, nu. Ne-au prins din nou. El a avut dreptate. De 30 de ani ne-a văzut că, apropo de compromis, nimeni nu și-a cerut scuze pentru lagărul în care, știi că Churchill pe un bilețel. Nu? 90% URSS, 10% aliați. Și a dat, Stalin a zis, ia-l tu, înapoi. Peste 200.000 pușcării și milioane distruși, familii, bineînțeles. Ai înțeles? Numai nu discute de lucrurile astea. Ce crezi că acum nu suntem jucați la barbut de mari imperii? Eminescu, 1880, 29 de ani. Iubesc acest popor bun, blând, omenos, pe spatele căruia diplomații fac hărți și împărații războaie, despre care sufletul lui habar n-are. Ieri scris. Și l-au făcut nebun. Dom'le, dar vreau să zic, iubesc acest popor bun, blând, omenos. Și acum, pe spatele nostru se scrie, mai, tu vezi că este un soi de dezarmare zilnică a poporului român. E axul, am pe la Petroșani, urcam la munte și am dat de un țăran care cu coasă așa. Și știi cum intră românul direct așa? Zic, ce facem, vrei, le dăm Roșia Montana? Și ăla? Am crezut că nu răspunde. După așa să zice, le dăm, bă, băiete, că săraci au nevoie. Săraci. Întotdeauna. Când a venit Traian aici cu legiunile romane, la Roșia Montana s-a dus bunii mei prieteni. Într-un an de zile, moneda Imperiului Roman a devenit de aur. Dacia Felix. Uitați cum sunt clare acum. Câți oameni ies la televizor și spun poporul care are sentimentul primejdii are geniu. Dana apără maternitate. Apără, nu poți zici, ideea de femeie. Taina femeii. Taina maternității. Taina familiei. Ce fac ceilalți? Ce forță are ea sau o altă femeie de calitate din această țară dacă nu forța aceasta sfântă? Cu ce te opui? Cu credință. La un moment dat se oprește. Nu trebuie să fie mase populare multe. Iisus a zis, nu te teme, turmă mică. Și tu ai zis adineaori un lucru care m-a marcat când ai zis adevărul unde este. Ați observat că întâlnirile cele mai puternice din Evanghelie, și asta nu trebuie să, eu n-am, eu, întâmplător să știți că citesc, dar m-a marcat sufletește. Am auzit pe la biserică, eu n-am făcut teologie. Dar n-are cum să nu te pătrundă flacăra. Cele mai puternice întâlniri sunt ale lui Iisus cu femeia. Dar cele mai puternice. De ce Dana, când se întrupează, nu se arată apostolilor, ci se arată lui Maria Magdalena? De ce Dana, când era pe cruce, toți apostolii au fugit în afară de Ioan, s-au ascuns ca șobolani de frică și la mormânt au venit mironosițele. Materialul ăla uman care nu făcea nicio concesie și nu avea frică. De ce în întâlnirea cu Samarineanca, ce ai zis tu acolo, și aici nu facem Trinitas, este pur și simplu omenește. Crezi, nu crezi în Dumnezeu, n-ai cum să nu te izbească acest raport. La fântână, cum se vorbește cu o femeie? Cum se vorbește cu una din Samaria care ea scuturau sandale când trecea prin Samaria? Era un trib de căzut așa. Și îi spune, dăm apă să beau. Că eu îți dau o apă care îți va potoli setea. Și dacă nu facem aici deschidere evanghelică, dar vă spun mai atât, apropo de azi de adevăr, ea îl întreabă la un moment dat. E țâvnoasă, e inteligentă femeia, Samarineanca. Teribilă, nu se lasă așa.
Deci unde să mă rog? Că cei de aici, samarinei, nu se roagă la templu, se roagă la muntele. Cei de dincolo, iudei, se roagă la templu. Roagă-te aici, acum. Pentru prima oară în lume, inima are valoare. Pentru Antoine de Supéry, cel mai bine vezi cu inima. Stă cineva de vorbă cu inima poporului român? Stă cineva de vorbă de la inimă la inimă? Când totul se îngheață, el avea cancer, ultima fază, faza galopantă, 36 de ani, mama la capul lui, soția, în clinică, în rezervă, și intră doctorul. Zice, bună ziua, bună ziua, fișa, și mama zice, domnule doctor, iertați-mă. Pe el, de ce nu-l salutați? Inima. La Pavel Chirilă, apropo de maternitate, domnul doctor Pavel Chirilă, cu clinica aceea de boli terminale. Și o doamnă în vârstă trecea să moară și a zis, vreau să-mi văd copilul. Da, să vedem adresa, la telefon, nu se e la pușcărie. Furase ceva, era, dă telefon la penitenciar, asta e viața. Dom'le, nu se poate că aici, asta este legea, noi nu putem, dom'le, nu înțelegeți că îi moare mama. Veniți cu jandarmii, nu știu ce, vrea să o vadă înainte. Dom'le, nu știu ce, și s-a certat cu ei. Până la urmă, i-a dat voie să vină, numai că a venit cu 10 minute întârziere. Și scena este așa, se deschide ușa. Mama murise, ăsta era cu cătuși, este așa. Mama! Și-au căzut jandarmii în genunchi. Inima. În lumea aceasta ordinărită, de zi cu zi, criminală, pentru că vor încerca să ne împingă în război. Cum e inima unei mame care își crește copilul ca niște nenorociți să-l trimită în război? Un război care nu este al nostru. Și suntem în anul 2022, unde n-ar mai trebui să fie războaie. N-ar mai trebui să fie imperii. Nu interesează. Când începuse războiul din Irak, era așa într-un ziar, mi-l-a arătat verișoara mea, Dumnezeu să o odihnească, a 96 de ani, a tricolat Domnul, și atunci, mă rog, a obzit și ceva de ani, și mi-a arătat pagina. Era un musulman de 14 ani, cu mine retezat, Ali. Da. Și în ochiul lui încă se vedea speranță. Știi ce mi-a zis? Cât s-a chinuit mama lui să-l crească. Domnul mi-a zis că a zis invazie, bombe atomice. Era nu punctul de vedere. Era ce zicea Dana. Ce spunea, cât s-a chinuit. Acolo este epicentrul lumii. Nu la faptul că inconștienții ăștia fac ceea ce fac. O mamă își crește copilul și statul îl trimite într-un război. Iar noi acum, în anul 2022, suntem aici la graniță. Și ăștia vor să ne facă tampon. Și am zis, la mobilizare generală să se răspundă cu dezertarea generală. Nu mai este patria. Că eu sărace și tineri. Șoferul taxi care m-a dus aici a zis, domnul, da, la ce se lupte ăștia tineri? Că ei sunt dezrădăcinați. Chiar ei știu, săraci, instinctiv, că țara nu le mai aparține. Ei știu, cu nu știu la câte instinct, că nu le mai aparține, că sunt. La ce să mă duc să lupt? Pentru ce? Că nu mai este pe vremea Mareșalului Antonescu, vă ordon trece Sprutul, unde avea sentimentul țării, era chestia de recucerire a teritoriului nostru strămoșesc. Nu mai e nimic. Trăim într-o altă lume. Este o lume care, știți că în America, prin 1996, a apărut o nouă știință, captologia. Știința, să vezi, tehnicile persuasive, care te prind și te țin. Și sunt făcute de profesori universitari, cercetători, ca să modifice atitudinea și personalitatea copilului. Știți că și în mall, când intri, sunt muzici subliminali. Eu care lucrez la spectacol, cum sunt muzici care să dai banii repede, să te... Care îți creează o stare. Îți creează o stare. Și dacă vă duceți să cumpărați într-o parte ciorapi, într-o parte pantaloni, de altă mâniți, cum să zic, este, n-ați văzut și reclamele agresive. Reclamele de regulă sunt făcute pentru oameni ca să îi imbecilizeze. Sunt proaste și măcar că există și reclame inteligente. Da? Sunt proaste și arată
cât de proști ne cred și cât de mult trebuie să ne prostim în toate chestiile. Câteodată când mă uitam pe la televizor sau mai prind pe telefonul la moment din când în când și îți întrerupe o melodie cu sunt primar pe sectorul 2. Acum, alegeți. Și nu, stupid. Mâncați lapte-o-lapte pentru abdominul dumneavoastră. Un cretinist care se fracționează. Știți de ce Sergiu Celibidache, mare dirijor, n-a vrut să dirigeze în America? Am întrebat, maestre, de ce nu vă duceți în America să dirigeți? Nu mă duc pentru că nu cunosc adagio. Adagio. Eu am cunoscut adagio pe stradă, pe aici, prin față, pe la Teatrul Național. Eram așa înnegrit cu toate problemele pe acolo, vedeam că se termină cultura, că am ajuns să termin, să trefilească totul. Zic, ce mă fac? Dispăreau aia bătrâni, aia mari, mari. Mi-e dor să mă întâlnesc cu Marin Moraru, cu Dinică, numai, gata. Da. Ăștia nici nu știu care au intrat. Am o memorie terminată. Și mergeam așa și în ce zicea Dana, în București ăsta, mizer, dar vezi că e făcut special ca să mă ales, așa, pe stradă am auzit așa, fâși, 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 fâși. Și o bătrânică, știi, m-am întâlnit ca Buddha, cu bătrânețea și cu sărăcia. O bătrânică era frig și avea pungi de plastic peste teneși. Pungile erau transparente. S-a oprit și a zis, maică, ce scrie acolo? Și eu zic, unde, unde? Că eu eram în viteză. Acolo scrie fast food. Zic, nu, fast food. O certam că n-a făcut Cambridge-ul. Știi? Fast food. Zic, ce înseamnă, mamă? Zic, ce înseamnă? Înseamnă să mănânci repede asta. Și aici începe revelația. Adică niște ochi, parcă era din Grigorescu. A zis, de ce, mamă? Dom'le, m-am potolit. Știi că este fast thinkers, fast lovers, fast food. De aia, fiind imbecili, au creat slow food. Fast este așa, slow este așa. Ambele arată sifilis netratabil. Netratabil. Iar instinctul de care zice, și aici este vorba de forța femeii, am mai spus-o, dar vă spun pentru că este regenerativ. Când a venit mama să mă vadă în armat și erau inspecție generală de la Ministerul Apărării, numai general, era o nenorocie, nu mișca nimeni. Și plopii mai mișcau, nu eram așa atât. Atunci s-a găsit mama să vină, la Focșani. Săraca, cu navetă, nu mai știu ce. Și zice că, bă, vezi că e măta la punct control. Măta, trebuia să jignească ca să te umilească. M-am dus, mama scria, buletinul matale cu coană CNP-ul, după care nici nu s-a uitat la azi. Să vii mata peste o săptămână, că acum i-a aruncat buletinul. Să vii mata peste o săptămână, că acum e inspecție, da? Nu știu dacă ai văzut filme cu Bruce Lee. I-a plecat poșeta lui mama, așa, în capul ăla i-a căzut și acolo, zic, nenorocitul dracului. Eu am făcut 200 de kilometri ca să-mi spui, marș! Zic, mamă, ne bag în patronat disciplinar. Zic, lasă-mă, dragă, în pace. Zic, și ușa, ăla vrea, marș acasă. Ai văzut? O cloșcă care bate o vulpe în cap. Domne, de la poartă până la comandament, l-a bătut numai în cap și nepoleți. Și am, mamă, te rog, lasă, marș, du-te, dracu, nenorocitul, dracu. Doamne, marș, tovarșe, mie, doamne, nu tovarșe, nenorocitul. A urcat pe trepte, eu după ea. Am dat? Sau ofițerul de serviciu în picioare, vă rog să stați în cadru. Zic, nu sunt țintă de artilerie să vă ții tu pe mine în cadru. Pac, o poșetă în cap. S-a deschis ușa de piele, aia era. Dom'le, și-am văzut 10 generali. Dana, a? O hartă imensă, era cu tratatul de Varșovia, cu becuri aprinse. Ultima imagine a fost așa. După o oră, eu ziceam, zic, mă bag în patrulă, zic, pe mama închide, zic, Dumnezeu, ce fac? A zis, soldat cu rida. Marș la domnul comandant. Și mă duceam la spânzărătoare. Și când am deschis ușa, harta era închisă și mama le ghicea la toți în cafea. Zicea, într-o mare adunare aveți o vulpe. Aici, la drum, la așternut, vă cade, când zicea că cade la așternut, era terminat. Toți erau deschiși la petrițe generalii, cu epoleții, și acum, doamna, era genial. Eu stăteam în picioare, nu știam ce să crede, și toți erau pe cafea. Și l-a zis, puneți-vă o dorință. Și acum, cu degetul, s-au aprins, parcă erau la Paște, toți, așa erau. Așa, și o dorință.
Și la un moment dat i-a căzut Batista jos și generalii s-au dus. Zice că, vai, dragă, parcă toți sunteți Otelo și o Desdemona. Și am zis, domnul comandant, vi l-am dat, cum să zic, întreg. E un schelet copilul ăsta. A ajuns de-a doua zi cu tubul. Mă intubau, de la 58 de kg am terminat cu 86. Comandantul i-a rămas în cap. Vi l-am dat, vă, și l-ați făcut, e un cadavru. Ce fac eu cu copilul? Și l-a reținut. Dom'le, și mă uitam, s-a dus dracului tratatul de la Varșovii. Vă dați seama? Am scris și în cartea aia când a câștigat tata la Loto Prono. Deci ce spun asta? Spun de grația și de puterea femeii și de frumusețea de a fi. Cochetăria ei, care face parte din farmecul, a câștigat tata acolo cu mâna aia la Loto Prono. Mai juca și el o excursie. Iugoslavia, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia. Și a plecat mama și a prins o invazie în Cehoslovacia. În 68, și tata nu erau mobilice, Dumnezeule, Dumnezeule, am trimis-o. S-a nenorocit, o arestează aia acolo cu tancurile, cu rușii, cu... Uite așa își freca mâine. Și într-o seară, cling, cling, apare mama, niște pachetări, vai, dragă, vai, Lori, te-ai întors. Dumnezeu, l-am crezut că rușii... Asta, dragă, ce invazie. M-au invadat pe mine generalii rușii, au crezut că-s rusoaică, blondă. Nu știi cum roiau în jurul meu ca niște curcani înfoiați. Și atunci am rămân astea, care sunt biruințe atipice, dar care sunt ale vieții. M-ați înțeles? Nu trebuie să vă fie frică să fiți femei în sensul adevărat al cuvântului, în sensul major. Noi ce să iubim, vorba lui Banu? Iubim masa, dragă? Dragă Puri, dacă te îndrăgostești de una și te întreabă nu de ce, să zici de Hegel, de aia. Ce e libido, dragă Puric? Domnul profesor, libido este atracția față de sensul. Nu! Cheamă clasa înăuntru, rămâne acolo. Bă, ce-i libido? Păi libido atracția față de sexul contrar. Nu, dragă, libidoul este atunci când eu cu Amza Pelea și Mircea Albulescu eram la Moscova în hotel, în lift, cu liftiera o rosoaică blondă, țățoasă, frumoasă și niciunul nu vrea să iasă din lift. Ăla-i libidoul, că nu vrei să ieși din lift. Ăla-i. Gata. Relaxați-vă, mamă, sunt. Că avem treabă. Dana, am trei cuvinte, trei lucruri pe care vreau să întreb. În ordine asta. Falsitate, comparație, social media și ultimul, religie. Eu am uitat primele două. Ai băgat-o, parcă sunt de la Science Fiction aici. Falsitate... Este această dorință de, nu știu, de a te califica. După niște tipare, când de fapt cel mai frumos și cel mai minunat sentiment este acela de a fi unic. Adică nu știu de ce trebuie să... Îl fac o legătură între falsitate și comparație, că este în momentul în care încep să te compari și lucrul acesta se întâmplă zilnic, în special în viețile femeilor, să știți că bărbații sunt mult mai bine construiți din acest punct de vedere. Bărbații sunt construiți foarte simplist, că nu asta vreau să spun, foarte curat din punctul de vedere al valorilor. Femeile sunt, după părerea mea, cea mai periculoasă specie. Sunt. Asta este. De aceea și acesta este și secretul, marele secret pe care Dumnezeu l-a spus Evei înainte să coboare. Nu o să-l spunem acum, că trebuie să se plătească pentru această informație, în special bărbații trebuie să plătească ca să spun eu ce i-a spus Dumnezeu Evei la ureche. I-a spus ceea ce vi se întâmplă tuturor, de dimineață până seara, asta i-a spus, tuturor bărbaților. Falsitatea și comparația sunt cumva legate, cred eu. Ne comparăm de dimineață până seara, nu eu, în general, oamenii se compară cu ceilalți, vor să fie ceilalți și atunci, firesc, permanent sunt falși, normal. În momentul în care vrei să fii cu totul altcineva decât ești, pentru că ți se pare că
celălalt e mai ok decât tine, e mai fericit, e mai integrat, mai frumos, mai... Mai bogat, mai bine, mai în vacanță. În general, mai bine și, atenție, inclusiv mai frumos. Voi vă dați seama că femeile, că aici bărbații repetă, bărbații sunt foarte bine construiți. Dacă i-am lăsat în pace, ne-ar fi viața foarte ușoară, dar noi vrem să-i facem cocote, vorba lui Eliade. Faptul că o femeie vrea să fie frumoasă ca altă femeie, afară. Deci faptul ăsta este probabil cel mai mare dezechilibru creat de feminism. Da, de feminismul ăla care îți spune, nu trebuie să fie epilată, nu trebuie să fie așa, nu trebuie să fie, mai contează, ce bărbații se epilează? Dar vezi că se epilează zi. Nu trebuie, păi de-aia au început ei să se epileze, pentru că nu vă mai epilați voi. Dar mă rog, să creează egalitatea așa, le-ați lăsat voi locul, le-ați dat locul și eu imediat au început, știi? Să fie femei, nu este nicio problemă. Știți, universul se echilibrează. Cum? Universul se echilibrează greșit sau nu din dezechilibrele pe care oamenii le creează. Conștient. Că tu nu poți să fii inconștientă când nu mai vrei să fii femeie. Ești conștientă că nu mai vrei să fii femeie și că vrei să fii feministă. Mă rog, faptul că o femeie vrea să fie la fel de frumoasă ca altă femeie, deci vrea să fie altă femeie, distruge la propriu ființa în sine. Tu în secunda în care vrei să fii altcineva, ai renunțat la tine, în secunda aia, în secunda în care tu vrei să ai părul lui, ai renunțat, gata. Asta e terminat. Tu nu vrei să ai părul tău, tu vrei să ai părul lui. Și fața și părul. Tot. Și bărbatul, știu. Da? Și viața, și poșeta, și mă rog, ce mă vreți voi, nu știu. În momentul în care vrei să fii, nu e adevărat, este aspirațional. Dacă vezi pe cineva care este așa, știi, are o carieră, nu știu ce, nu este nimic aspirațional. Aspirațional este să fii tu ăla mai bun, mâine, poi, mâine, când vrei. E aspirațional. Aspirațional nu înseamnă să mă uit la cineva și să vreau să fiu persoana respectivă. A, să-mi placă cineva, să admir pe cineva, nu știu, să mă bucur că o altă femeie este frumoasă. Păi din sală de aici nu e nimeni care se bucură că altă femeie e frumoasă. Nici o femeie. Nu e. De ce? Pentru că a te bucura de binele celuilalt, de frumusețea lui, de roșu, de orice. De orice e ăla bun acolo. Sau reprezintă bine, înseamnă a trăi într-un echilibru perfect cu tine. Deci, aproape că nu există acest sentiment. Este un sentiment la o secundă distanță de noi. O secundă, efectiv. De azi. Uite acum, din momentul ăsta, te hotărăști să fii așa. Nu îți trebuie ajutoare psihologic. Nu au dat asta nebunesc. Voi realizați că voi mergeți la niște psihologi. Sau dacă mergeți, nu voi de aici, voi, noi suntem ăștia aleși. Care am scris primii aici, care a scris imediat la Damian, care a vrut să veniți 120, v-ați dat seama de situație și ăștia 120 sunt sunt fast food, îi las în slow. Dar mă rog, nu, glumesc. Deci, iubesc pe toți oamenii care se uită acum la noi și o dau din una în alta, dar nu o dau, de fapt suntem în aceeași temă și subiect, toți oamenii care astăzi, acum, sunt cu noi online, probabil că sunt foarte, foarte mulți, datorită domnului Puric, toți oamenii care se uită acum la noi creează, oricât de ocult o să pară ceea ce spun, nu cred că pot fi bănuită de vreo afirmație ocultă sau ascunsă, nu e ca și când mă ascund vreodată în spatele vreunei afirmații sau vorbe, noi toți ăștia care suntem acum online sau fizic, noi creăm și suntem toți împreună o vibrație care face bine pământului, care face bine tuturor, acum, aici. Astfel de întâlniri, nu ca asta, care fac bine pământului, se întâmplă organizat peste tot pe acest glob pământesc. De ce? Pentru că lumea asta e pilaf și atunci niște oameni aleși, inițiați, puri,
furați, liberi, fără frică, se întâlnesc și se roagă pentru tot globul ăsta pământesc plin de fricoși. Da? Am făcut această paranteză acoladă pentru că starea de a nu mai fi ca celălalt este la o secundă distanță. Pur și simplu te hotărăști într-o zi. Nu te duci la psiholog să spună psihologul că trebuie să-ți găsești copilul interior pe care l-ai pierdut când maică-ta ți-a arătat nu știu ce din tren. Nu. Astea sunt niște aberații. Voi n-ați văzut că la toți copilul interior este căutat câțiva ani? Păi cum n-ai bă, mă, niciunul nu găsește copilul interior într-o ședință? Nu se poate, mă, că trebuie să ajungi acolo în inconștient, știi, și în subconștient. Toți ăștia, 99% dintre psihologi, nu mă interesează părerea nimănui pe acest subiect, ceea ce spun eu acum este singurul adevăr despre asta, 99%, atenție, în România, 99%, efectiv, mai că toți aproape, sunt niște exclogi. Da, da, știu că probabil poate jumătate de sală, dar sper că nu, că de-aia sunteți aici aștia primii 120, dar acum toată lumea face psihologie la facultate, la privat, nu contează. Face toți vor să fie psihologi. De ce? Da. Pentru că toți ăștia care vor să fie psihologi, toți, au nevoie de tratament ei. Tu, în momentul în care începi să studiezi psihologie, adică chestia asta, această materie, această disciplină este dedicată, este hărăzită celor inițiați în asta, în capacitatea de a putea face un astfel de bine. Ok? Nu orice tatuată poate să fie psiholog. N-am nimic cu tatuajele, să înțelegem greșit, din potrivă, nu, chiar nu-mi place arta. Dar nu am nimic. Nu se poate. Deci trebuie să înțelegi și să opriți această demență, această căutare. Mă duc la altul, bă, să-mi spună cine sunt. Cum să-mi spună, bă, altul? Nu știe nimeni pe lumea asta. Gândiți-vă diferența care există astăzi între experiența de viață. E foarte important. A psihologului respectiv și a ta. Tu, poate ai văzut jumătate de glob. Ăla a văzut două camere militari. Cum să spună ăla ție ce-i cu tine, mă? Dacă tu te-ai, mă, doar dacă te-ai plimbat, atenție, jumătate de glob. Nu dacă ai avut în experiențe, nu dacă, nu știu, ai citit enorm față de el, că el o fi citit alea, să ia examenele la privat. Și după aia s-a uitat la două podcasturi de dezvoltatori imobiliari personali, da? Și că e același lucru. S-a uitat la ăia doi și după aia spune ție ce a auzit el la ăia. Ai încercat să stai tu cu tine seara la lumina lumânării și să te gândești? Nu am încercat pentru că eu nu m-am mai împreunat cu partenerul meu de viață de un an. Poate acolo e ceva. Poate nu trebuie să mă duc la psiholog. Poate sunt multe dezechilibre în viața mea. Așa, de înțeles, pe simplu. Nu trebuie să mă caut personal ca să fac asta. Am o întrebare aici la tine, înainte să mergem la cele două alte. Networks, rețelele sociale și religia. Dacă majoritatea dintre oamenii despre care ai spus mai devreme și-ar pune întrebarea asta, dacă ar fi să mor acum, sunt fericit cu ce sunt, cum mă comport și ce fac? Da, dacă ar fi să mor acum? Da. Păi dacă fie dacă oamenii și-ar pune întrebarea asta, la asta mă refer. Dacă oamenii ar ști toți acum, 99% în globul pământesc, da? Că mâine mor. Că acum mor. Mâine. Ok. Dar mi-a lasă nici 9, 24 de ore să mă să-ți explic de ce. Mă, dacă omenirea asta ar ști că mâine e sfârșitul lumii, 99%, bă, știu cum ar fugi din viața pe care o... Acum? Asta a fost întrebarea mea. Pe loc? Cât mai am 24 de ore? Și-ar trăi cu totul altceva. Adică? Pe sine, adevărul ăla pe care de fapt nu l-au curajul să-l trăiască, să-l gândească. Și să zicem că mâine, când la ora care le-a spus cineva că se va termina globul, le-a spus că a fost o glumă. Da. Și tot și-ar distruge, căsătorii, locuri de muncă, tot. Da.
S-ar întoarce iarăși? Și ce se întâmplă? Aici este o întrebare. Da, toți fătălii se întorc. Cine dracu pleacă de la măcelărie? Nimeni. Am greșit, a fost un moment de rătăcire, nici lumea de vinci, eu nici n-am vrut să merg. Deci, nu, pur și simplu m-am trezit acolo, a fost apocalipsa asta și eu eram exact într-un spre casă, dar n-am mai ajuns, din cauza că nu. Deci este greșit, numai Costel face de-astea. Eu niciodată, nu, eco. Repet, puterea de a ne preface în general este imensă și o are toată lumea. Gândiți-vă la tot ceea ce se întâmplă în politică. Gândiți-vă cum ăștia păcălesc la fiecare patron pe toată lumea. Și toată lumea știe că e păcălită? Nu e nimic. Nicio problemă. Adică, știi, dacă o dată la patru ani e așa des. Aceeași piesă, alți actori. Nu vreau să vorbesc foarte mult, pentru că s-a mai redus, dar social media este o lume virtuală creată în urma unor studii extraordinare făcute pe voi. Gândiți-vă că, nu știu dacă realizați, telefoanele mobile există doar de 12 ani. Unde erați înainte? Morți? Nu. Acum 12 ani noi nu aveam aceste smartphone-uri. 12, 1, 2. Nu, 200 de ani, nu. Acum 12 ani a apărut telefonul smart, ok? Ăsta, ce naiba e, tot ăsta. Înainte de asta, toți trăiam. Fericiți. Nu te suna nimeni. Când vii? Unde ești? Erai liber. Erai liber. Studiul a durat peste 20 de ani. Deci netul există, vă dați seama, de acum 30-40 de ani. Da? Probabil 30 ceva de ani. Există. I-au dat drumul după ce ați avut mare de tot nevoie de el. Da, este un studiu făcut, bineînțeles, pe absolut, mă rog, pe mase foarte mari de oameni în toate zonele de pe glob și, după cum observați, studiul a fost adevărat. Sunteți lipiți de telefon, ați intrat în lumea virtuală, nu când au inventat ăștia sau să chinuie acum să inventeze, nu vor reuși metaversul ăsta sau ce naiba e, în care toți avem ce vrem noi, Lamborghini, case prin Los Angeles, ne putem cupla cu cine vrem, etc. Nu. Înainte de asta, înainte de această, mă rog, prostelă, desen animat, înainte de toate acestea, voi oricum ați fost lipiți de acest telefon. Pentru că cei care au făcut acest studiu au știut că există nevoia de refugiu și există nevoia unei lumi paralele care se numește internetul, în care poți să minți, în care poți să fii cine vrei tu, cine crezi tu că ar trebui să fii, cine nu puteai înainte, în care poți să fii celebru, în care etc. și în care poți fugi atunci când nu mai există credință. Toți oamenii pierduți pe net sunt cei care nu cred. Să știți că nu sunteți majoritari, deci nu cei de aici, da? Vorbim cu toată lumea, nu sunteți majoritari, aveți senzația că sunteți majoritari, aveți senzația că pe absolut tot globul pământesc se trăiește așa, cu telefonul aici în mână. Nu este adevărat. Nici măcar în România nu se trăiește așa. Nu. Majoritari nu sunteți voi, cei cu telefon. Nu. Majoritari sunt cei fără. Peste tot pe globul pământesc. Dar voi n-aveți de unde să mai știți. Voi știți exclusiv doar ceea ce există pe net. Sunteți manipulabili în orice secundă, în orice direcție. Ei au știut și asta, că majoritatea nu este asta. Dar nu mai contează. De ce? Pentru că netul, bolile, compromisul,
frica există primordial la oraș. De unde să conduce lumea? Din nou nevoie să implementeze toate aceste lucruri peste tot, ci doar la centru. Și la centru sunteți câțiva. 100 de milioane, zero, că noi suntem 7 miliarde. Oamenii care sunt în această realitate paralelă și trăiesc doar acolo, exclusiv, sunt foarte puțini. Există comunități întregi pe tot globul pământesc și nu comunități, regiuni, state, țări, etc., care nu trăiesc conectați la această mizerie paralelă și, mă rog, creată pentru a înlocui liniștea dată doar de credință. Să știți că credința, că a și spus domnul Puri că vrem să facem aici așa o dezbatere religioasă, credința nu este ceva demodat. Este doar ceva viu. Atât. E viu. Nu este demodat. Nu este ușine să mergi la biserică. Nu. Nu dai socoteală nimănui. E aici. Aici e credința. Dacă vrei, mergi la biserică. Dacă nu, e aici. Nu vede nimeni. Nu știe nimeni dacă ești credincios. E secretul tău. Nu vă plac secretele? Despre orice? Nu mințiți oricum despre viața voastră dimineața până seara? Mințiți despre credință. O țineți aici, aici. Nu vede nici nu. Nu știe nimeni. Ea e secretă. Credința e secretă. Religia, că asta ai vrut să mă întrebi, e publică. Credința nu înseamnă religia. Credința este puterea absolută, este iubirea, este adevărul care este gratis. Cuvintele astea formează un singur cuvânt și este gratis. Gratis. Nu costă nimic. E gratis și îți dă toată puterea din lume. Mulțumesc. Dar am o întrebare aici. Spune-mi puțin despre ego, eu, 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 orgoliu. Da. Auzi, Damian, m-a rugat un monah să scriu ceva despre singurătate. Și... Doamne, teribil. Eram într-o biserică, am ieșit afară, dădeam niște autografe și la un moment dat a venit un băiat tânăr, am avut medic, i-am zis, domnul, dar dați-mi și mie un autograf. Zic, unde înveți? Și sunt student la medicină, da. Și lucrezi așa? Lucrezi pe ambulanță. Doamne, zic, cred că te-ai întâlnit cu moartea. Domnul, dar m-am întâlnit cu ceva mult mai urât. Cu ce? Cu singurătate. Bătrân singur în casă, nu ajuta nimeni. Copleșitoare. Când stai îndreptat spre Dumnezeu și ai dragoste de Dumnezeu, ai întâlnit la un moment dat ăla netrebuitul, zice, și a întors saxul. Vezi? Iubește-te pe tine. E lumea de azi. Sunt însingurați, sunt pierduți, sunt într-un neant continuu. Axul. Cu cât ții axul, cred că Sfântul Maxim Mărturisitor a zis, diavolul a întors săgeata invers. Ăla este omul însingurat. Când e singur, poți să fii cu Dumnezeu. Era unul din marii mistici ai secolului XII, Meister Eckhart, și a venit un discipol, zis, ce faceți, maestre, acolo, singur, sub copac? Și a zis, nu eram singur, dar acum sunt. Omul contemporan trebuie dus către însingurare, pentru că atunci poți să faci cu el ce vrei. Absolut ce vrei. Dar, apropo de, știi, ego, zice, un păcat mare, știi că există boli duhovnicești, sufletești, arghirofilie, după bani.
pleonexia, lăcomie, tot timpul, slava deșartă, sunt, te uiți la oameni. Astea sunt boli, este medicină duhovnicească. Una dintre păcatele sau ceea ce mai are este filautia, iubirea de sine. Iubirea de sine este narcisismul ăla penibil. A, am vorbit cu un martir, zice, domnul Dan, nu, pe mine mă putea măcelări. Chipul lui Hristos din mine să nu-l. Vedeți? Atunci e iubirea chipului lui Dumnezeu din tine la care trebuie să o ții. Pentru că vorba lui Petrețuța, era bătrân, era în spital și lua tensiunea doamna doctor și zice, doamna doctor, stați asta, mai bine îmi puteți spune de unde vin și încotro mă duc? Omul, sunt aia de la Davos, dacă te uita la fețele lor, se vede că n-au Dumnezeu. E unul, Harari, nu știu cum îl cheamă. A zis că omul e un animal hăcuibil. Ai auzit expresia asta? Da. Deci tu ești hăcuibil. Socrate a zis, cunoaște-te pe tine însuți, prin reflexie. Prin reflexie. Goethe a zis, te cunoști, dar te cunoști și prin ceilalți. Și i-a potorit Sfântul Grigore de Nazianz. A zis că mai degrabă numeri firele de nisip de pe plajă și stelele cerului decât să-ți afli taina ta, omule. Dar eu am aflat acum că suntem hăcuibili. Și vreau să văd cine mă hăcuiește. Știi, apropo de ce ai spus și cu psihiatrii și cu asta, domnule, știți cum e și cu identitatea asta de român? Apropo, am un spectacol, se numește Doi Români. Să nu veniți. Nu este puțin anacronic. Îl joc aici la Pro Cinema pe 13 noiembrie, dacă mă lasă autoritățile. Sunt cu Naidin. Și primul lucru că zici Doi Români. Vine unul la psihiatru, deschide ușa și se bagă direct sub birou. Și psihiatru, știu, sunteți un cățeluș care și-a pierdut mama. Domnul doctor, nu! Ești o pisicuță care își caută culcuș. Domnul doctor, nu! Un copil orfan care caută. Domnul doctor, mă lăsați să instalez internet? Asta este cu condiția de român. Mă lăsați să instalez internetul? Și ați văzut că bolile acum migrează. Nu știi tu sau doctorul cine e bolnav? El a zis la doctor, zice, domnul doctor, văd pitici. Da. Au fesul galben? Da. Și pantalonii verzi? Da. De unde știți? Aveți unul pe umăr. Se migrează. Se duce. Vezi, ideea de normal a dispărut. Anormalitatea trebuie să fie o stare generalizată în numele democrației și a libertății de expresie. Nu știi ce e pe scenă teatru. Dacă intri neavizat cu copilul, numai cu democrația e de acasă. Îl șochezi pentru tot restul vieții. Dacă stai de vorbă cu oligofrenul ăla, zice, suntem liberi. El confunde libertatea cu libertinajul. Când ești liber, ești responsabil. Atunci când iubești, prea fericitul Augustin, iubește și fă ce vrei. Pentru că iubirea îți dă porțile. Poți să iubești când ai un ego așa de mare? Păi atunci te iubești pe tine. Zicea Bibanu... Pentru dragă, asta se promovează. Love yourself, iubește-te pe tine, iubește-te pe tine. Lasă-i să-ți iubească, să se pupe în oglindă. Care e problema ta? Gândește așa... Îi văd și pe la televizor, știi? Sunt plin, bine, sunt plin de bani în Elveția. E așa o față patibulară, indiferent că a studiat pe dincolo la... Înțelegi? Sunt, eu când am vorbit la Bruxelles, la sfârșit mi-am cerut scuze. Zic, mai bine ce vorbeam la acvariul din Constanță. Erau toți așa, interesting. Oh. Romania, huh? Nice. I-am zis lui Ștefan Popa, se făcea caricaturi. Zic, bă, ești genial, mă, de ce? I-a făcut Dumnezeu caricaturi și tu mai faci odată? Înțelegi? E un raport. Țăranul român judecă rapid și esențial. E lovește, dacă te uiți, în structura bancurilor care apar la noi, într-o fracțiune de secundă, vezi, nu mai trebuie să te duci la Harvard. E o altă minte, noi suntem alții. Noi suntem alții, trebuie... Cum și zicalele noastre bătrânești sunt foarte... Domnule, trebuie întemeiat în mintea românului. N-avem nicio treabă cu ăștia. Ei, tot ce dau, îi dau un dezacord cu ființa noastră. Dar în dezacord, te acordezi eu. Niciun fel de problemă. Când intri
am făcut peste 40 de țări ale lumii. Respecti entitatea, etnia respectivă cu rostul lor. Nu te apuci tu să modifici. Ei vor să ne aducă la un nivel de comandă ca și cum sting eu acum lumina aici, să sting toate becurile. Știi că au fost două teorii în medicină. Teoria reticulară a lui Camilo Golgi ziceau că sunt așa neuroni. Și ca să sting. Până a venit Santiago y Cajal și a zis, nu, sunt sinapse. Apropo de telefonul, acolo sunt poștași chimici, acetil, colina, adrenalina. Apropo de telefon, pe una din studii erau medicale. Tu lași acolo și am văzut așa, dacă n-ai primit un SMS sau un răspuns, începe... Dopamina, ai nevoie de dopamina. Da, dacă ăla este adrenalina. Da. Și cortizolul, care sunt hormon de stres. Când ai primit? Da. Deci echivalent cu drogul. Ma, zici, domnule, nu poți să le scoți, pentru că este era digitală, dar sunt copii născuți în era digitală. Și așteptarea celor două secunde pe Facebook când dai, îți creează un boost al dopaminei de 700%. Păi da, dar stai numai pe hormoni și zici, câte dopamina ai avut astăzi? Pe asta întreb. Cât cortizol? Omul este redus, la fel ca papagalii ăștia, care cred că dacă au făcut harta genetică, au... Nu e adevărat. Nu este adevărat. E ceva dincolo de... Ți-am mai zis că vin dintr-o familie de medici, tata a fost student al lui Babeș, verișoara mea a fost microscopistă de talie internațională. Și știu așa că zâmbea la câte o chestie de genul ăsta. Și că tata a jucat table cu pacientul. Îl consulta socratic. De câte face? 2, 2, 4, 4. Cum stai cu analizele? Bine, domnule doctor, uite-te la mine. Vezi că mor cu analizele bune. Deci a... Hațiganul, când intra ăla pe ușă, până la birou, îi punea diagnosticul, după faces. Acum dacă te duci să-ți facă un remela suită pe telefon, de lui Nuții. Aveți așa și vei, Viorica, înțelegi? Este multitasking, face mai multe lucruri dintr-o dată, că așa. E lipsa de concentrare, copiii au început, dar ce se întâmplă? E de-a dreptul dramatic să vezi ce se întâmplă în America. Păi știi de ce sunt asasinatele în licee? Intră cu mitraliere și în pușcă. Știi de ce? Pentru că din cauza virtualului, ei s-au îndepărtat de spațiu de semnificație. Că ăla e un om, e viu. Da. Sunt pe jocuri, știi, și împușcă. Există și un joc care se numește Second Life, unde își creează a doua viață. S-a făcut o experiență la Sing Sing, pușcăria de mare securitate, și a luat un lot de oameni obișnuiți, civili, și l-a proiectat pe perete. Pădure, copac, peniță, floare, trandafir, cadavru, furnică, pâine. Și a zis, care e cuvântul care va stresa? Cadavru. Au luat criminali în serie și au proiectat același lucru. L-au zis peniță. Altul a zis trandafir. Îți trag un an trandafir de nu te vezi. Pentru că este, nu mai iau virtualul, este, cum să zic, iau privire ecranată. Ai stat de vorbă cu ștărați ăștia cu cocoașe de computer? În mod normal, sigur că nu poți să arunci telefonul, domnule. Nu poți să arunci, că este, vezi și inteligența artificială. Inteligența artificială, deci becul ăsta, sau lumânarea, sunt utile, înțelegi? Că aduc lumină. Dar ele nu pot ține loc de soare. Este doar o schimbare de raport. Computerul a accelerat scrisul, dar nu natura scrisului. Și ca să-ți dai seama ce se întâmplă cu un om, a fost cazul acela nemaipomenit cu cowboy americani, au luat un șef de trib indian din America. Era prima cale ferată. Și l-a urcat în tren să vadă și el. Viteză mult mai mare. Și indianul s-a uitat. Până s-au dat jos și a zis, acum am ajuns, ne urcăm pe cai pentru că este capă de linie. Și indianul a zis, nu pot. De ce? Aștept să-mi vină sufletul. Sunt viteze. Eu când i-am zis lui fiul meu, când avea 7 ani, zic, citește-mă, fă-t frumos. Nu, lasă-mă. I-am citit eu și după 2 pagini mi-a zis, hai mai repede, treci la acțiune. Pentru că e fragmentat așa. Eu când vedeam Simon Templar, aia vorbeau Sfântul. 2 minute și până s-o lua la pumne. Acum e direct, fac, tras, pum, sa! Direct. Și atunci secvențialitatea se creează așa. Plus că mai ales mai nou cu TikTok, în 3 secunde tot. În 3 secunde. Plus că au limbajul... Ai fost la școală? Mm-hmm. Ce ai făcut? Zic, ce cursuri ai avut?
Ai făcut germană? Cum e, profesor? Atâta zis, gras. Li s-a schimbat grila aperceptivă. Eu când percep paharul ăsta, îl percep. Apercepția înseamnă că am văzut mai multe pahare și atunci pot să fac asociații. Și zic, bă, citește, mă! Citește că dai, cum să zic, aia, treapta. Ce să citesc, domnule, să nu citesc? Zic, bă, tu ai citit Miorița? Răspuns. Da, și singurul moldovean care a muncit și l-a omorât și pe ăla. În clasă se predă, pe cursul de comunicare, ce au făcut Icăloșii aia doi. Și atunci nu mai ai directețea, spiritul de discernământ, să zici, domnule, ai un cioban care a muncit. Așa niște jigodi, niște lichele. Și eu am zis, domnule, uite, pe făt frumos l-a omorât pe zmeu și a tăiat cele 7 capete. Cât? De ce? Pentru că răul are multe capete. Hai, domnule, vezi de treabă, e criminal în serie. Deci, să eu, cum zic, acum, sunt, eu mai lucrez și cu tineri, mai nu, am găsit niște tineri excepționali. Nu buni, excepționali, cu care lucrez acum. Au venit din afara teatrului, din teatru nu au mișcat niciunul de aia tineri. Au venit din afară. Vreau să vă spun că există, am fost și în Bucovina, la Rădăuți. Există o altă țară. Undeva pe dedesubt, nu știu cum s-o naște, cu un duh dat de Dumnezeu genetic, oameni care au nevoie de matcă. Va fi o mare răsturnare. Bine, masacru o să-l facă, pentru că așa au făcut 300 și ceva de milioane comunismă. Să vedem ce face globalizarea și ce fac ăștia. Sculele astea, aparatele astea, nu ai cum să le arunci, dar tu poți să le gestionezi în așa fel încât, știți că dacă eu dau Fanta unui copilaj de 3 ani până la 12 ani, sau Coca-Cola, și până îi dau apă, el o scuipă. Pentru că i s-au schimbat papilele gustative. El nu mai are memoria. De vezi, dacă stai de vorbă, unul zice că, mamă, ce roșie, e roșie de pe vreau Ceaușescu. Dacă dai el unul, el nu mai face diferență. Deci aici sunt, da, și aici sunt lucruri de mutație și mutație psihică. Un mare gânditor francez spunea, între tata și bunicul, nu a fost nicio problemă. Între mine și tata, dacă am avut așa niște discuții, între mine și fiul meu este o prăpastie. Și este o prăpastie deliberat făcută prin... De ce se înduce România educată? Păi primul lucru care trebuia să se educe era președintele statului. Primul lucru care trebuia... Bă, băiatule, tu știi unde ești, pe cine conduci? Ce, cum să zic, tezaur sufletesc ai în spate? De ce vrei, mă, să fii, apropo ce zicea Adana, să fii ca ăla? Când tu ești ca tine, tocmai diferența ne dă șansa dialogului, bunii mei prieteni. Te duci în Asia să mănânci cu bețe. Aici mănânci o ciorbă de burtă. Diferența, îl vezi pe ăla cum se îmbracă, ce atitudine. Asta este, te îmbogățești prin celălalt. Păi tu ce ne faci, mă? Ne faci probete principiul vasului comunicant? Și atunci zici, România educată, în ce constă, domnule președinte, educația? Spuneți-mi și mie, fostul ministru al educației, săracu, uite-te la fața lui. A zis, totul se digitalizează. Domnule, dumneata, îți dai seama ce se întâmplă? Când faci așa? Că el nu mai are capacitatea asociației, a sinapselor. Una este informația în sine și alta este să faci asociația prin lectură. El nu mai leagă. Zice, frațișder, atât. El nu are lectura. Dacă vreți să faceți studii antropologice, uitați-vă pe Google, cum se zice. Ion Creangă. Să vezi rezumate făcute pentru copii ca să nu mai citească poveste. Este masacru, domnule. E ca și mai la Luceafărul de Eminescu. El era acolo pe cer și n-a mai iubit după aia că era acolo pe pământ. Ai înțeles? Asta este, adică li se reduce orizontul, domnule, devine al suspiciunii, al neîncrederii, al fricii. Eu ai văzut pe stradă, eu mă duc cu câinele, domnule, și văd în parc cum trec, numai cu căști. Și ei se duc acasă, scot și la serviciu că și au o lume săraci interior. Dar nu te văd, nu nimic. Nimic, nimic. Iar copiii în America zicea dormitorul. Ei nu mai are legătură cu părinții, la acasă. Acolo și are intimități online. El nu mai știe viața reală. Dacă ai scos căștile și îi pui să un susur de apă, un ciripit de păsări, se înspăimântă. El nu mai este, ne-am zis că nici nu se mai ating. În America au început la învățământ online, Marshall McLuhan, marele profesor în comunicare, i-a avertizat că va fi crimă. Au învățat să dea profesorii mâna cu ei ca să se atingă. Deci dispare acest raport față către față. Dispare intonația vocii, dispare privirea. Cu toate că într-un studiu făcut
aproape 70 de ani de la Harvard, singurul factor care determină dacă tu trăiești sau nu sau ești fericit, este socializarea și prietenii. Păi cel mai important. Cel mai important. Și aici un cuvânt. Deci să socializezi. Știi, ți-am zis că am un câine. Un labrador, am zis că sunt singurul puric cu câine din lume. Da. Vă recomand cartea Dulci. Dulci, jurnalul unei câini scris de un puric dan. O mai găsiți pe la Sofia. Citește, bestseller. Și mă întreabă câinele Dulci. Tati, ce înseamnă să socializezi? Și zic, Dulci, să-i dai din coadă că nu-ți convine. Nu confunda socializarea cu prietenia. Da. Sunt alte, socializezi așa, yes. Yeah, interesting. Yeah. Hello. Mais c'était bon, et voilà, on nous sommes ensemble, bien entendu. On est vrai, mais pas du tout, mais non, celui, on est là, on a envie. Stai, mă, potulește, și se uită țăranul român, bă, ăla, știi cum, a făcut experiență cu antropologii, o doamnă antropolog în 48, în America, a făcut o experiență antropologic, un studiu antropologic, pe un Dumnezeu a pedepsit-o și a găsit un țăran român la Detroit. Și a zis, uitați, aveți aici o revistă, erau pentru femei așa, cu 400 de rețete de a cuceri o femeie. Ce părere aveți? Țăranul era o secundă, a zis, bă, dar mult timp voia. Ai înțeles? Popoarele vechi au alte percepții. Ăla când l-a întrebat de la BBC pe aborigen în trib, a zis, what is your job? Care e profesia ta? Și aboriginul a zis, my job is to remind you. Să-ți aduc aminte. Și când drum în junglă, când ai venit spre mine, ai văzut copacii? Da. Dar n-ai văzut că și ei se uită la tine? Sufletul omului e necunoscut. Tot mă aduc aminte, tot așa cu BBC făceau un film documentar despre beduini. Unul dintre cei mai misterioși. Aia dispar și prin furtună de nisip. E lumea lor. Și stăteau la foc acolo și a desenat așa ceva cu un băț prin nisip. Și la de la BBC zice, spune-ne o poveste. Dar nici la clintit a zis, nu pot. De ce? N-am poartă. Poarta era starea sufletească în care eu am jucat în lumea musulmană, am jucat în Israel, am jucat la budiști, am jucat. Dacă nu faci poartă sufletească către ăla. Mi-aduc aminte când am jucat la Teatrul Regal din Maroc și erau și cu Ramadanul. Domnule, cum s-au ridicat în picioare musulmanii, dacă nu faci poartă sufletească, românul are în el, uitați-vă și acum, și ce a fost cu pandemia, și cu ucrainienii, și cu astea, noi am făcut poartă sufletească. Și ce înseamnă poartă sufletească? Taximetristul care zice, domnul Dan, eu n-am cum să uit niciodată cum mi l-a îngropat pe tata într-o pungă de plastic. Și am alergat să-i pun fular. Pentru că, sigur, au procedat ca la 1347, ca la ciumă, în 2021. El, săracul, rana aia nu va uita niciodată. Aia a fost niște impostori nenorociți, se știe chestia asta. Dar el știa că e un ritual, e o chestie, e ceva acolo care a depășit o normă a tradiției. Poartă sufletească este când, cum să zic, au venit ucrainienii și noi le-am dat mămăliga fără ordine de sus. Acea milă, reflexul, n-am mai zis, dumneavoastră, dați-ne din Bucovina, ne-ați luat pământul, ăla care e președinte pe acolo, ne-a zis un cuvânt vis-a-vis, a zis că noi suntem năvălitori. A uitat tot, domnule, ăsta. E omul necaz, domnule. Tu știi ce înseamnă asta? Ăsta este țăranul român imperial. Ăsta este sufletul creștin. Avem o poartă sufletească aici amândoi pentru momentul la care am zis înăuntru. A, hai. Aoleu. Ăla face, da, ține-te tare, puric. Hai că stau în spatele tău aici. Mi-a zis să zic ceva în timp ce cânt. Da. Hai să vedem ce zic. Zic. Da, îi place că se improvizeze. M-am gândit să vă spun de ce să fiu român. Pentru lacrima asta. O găsiți la fiecare răscruce de drumuri. E troiță. E multă suferință.
Dar nu este o suferință care să te distrugă. Este ca o permanentă mângâiere. Este ca o lacrimă care spală sufletul. Doina e o crucificare a iubirii. Din ea s-a născut dorul. Dorul este intraductibil. Poporul român este intraductibil. Dragostea este intraductibilă. Să fii român pentru seninul acestei suferințe. E ca o apă vie din care renaștem. E o crucificare din care înviem. Este o suferință mângâietoare. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. A rămas înscris pe obrazul acestui popor. Nu se poate merge înainte fără iertare. Iertarea este rolul iubirii. Ați auzit un murmurat. Este susținut de discret al unei suferințe milenare. E sufletul nostru care merge pe sub pământ, precum izvoarele subterane. Așa îți dai seama cum iubește poporul român din doina lui. Dan Puric. Vă mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Mai avem două lucruri. O să vă cântăm o piesă și după care vom continua cu Q&A, cu întrebări. Da? Vă mulțumim frumos. Un mic cadou din partea noastră. Mulțumesc, da. Cred că ai și de suflet. Te iubesc cum n-am iubit toată viața mea. Când te văd iese și soarele, pentru tine eu îmi dau și zi. Thank you.
Ochii tăi îmi spun povești dintr-o altă viață. Soarele și luna ți le-aș da să rămâi mereu. Inima te caută doar pe tine. Păi fata mea cu ochi de-a fi pentru tine când mereu și suspin. Mulțumim frumos, mulțumim. Aurel Gheorghe, Mugur Borcea și Pancel Costandache. Vă mulțumim frumos, vă mulțumim. Și continuăm cu întrebările. Vă mulțumim mult. O să facem o sesiune de Q&A, dar domnul Dan m-a întrebat, Puric m-a întrebat cât mai durează. Dacă... E 9 și 9. Terminăm la 9 jumate, bine? Da. Deci 21 de minute ca să fim condiționat social, corporatistic, 100% non-țigănesc, organizat ca la armată, care am fugit de ea și am scăpat și ok. Suntem așteptați de aia la 9 jumate. Da. Vreau să fac o constatare înainte să începeți întrebările pe care vă rog să le adresați domnului Puri, că eu m-am săturat de întrebări la evenimentele mele. Deci... În sală sunt 90% femei. Gata. Mamă, dar ce ochi ai? Vede și pe întuneric. 90% femei. Poate fi femei. Așa.
Gata. Haideți, prima întrebare. Nu e nevoie de microfon, că ne auzim. Tare. Bagă forță. Cui este adresată? Ok. M-ați făcut teolog, așa, dintr-o dată. Să observați ceva. Vă mulțumesc pentru întrebare. Spunea un înțelept zence că să mă întrebe cineva ceva că sunt plin de răspunsuri. Toată lumea trebuie să caute ceva, un moment. Că au fost momente în viața unui om, știi? A fost închis dintr-o dată o prezență. Am fost supărat pe Dumnezeu în clasa a doua că nu m-a ajutat la extemporal. Asta știu sigur. Trebuia să-l înșoptesc. La mine a fost ceva organic. Organic. Am văzut în casă, nimeni nu era excesiv religios, mai ales și perioada comunistă, dar discutau niște lucruri care nu că erau un paralel, era o lume atât de puternică. Să vă dau un exemplu de asociații pe care le-am făcut, că trebuie să vă răspund întrebarea. Cred că mai zis, aveam vreo 5 anișori și am... Dan, scuze, repetă puțin întrebarea, că n-a fost auzit online. Întrebarea? Repetăm întrebarea, dar întrebarea a fost despre revelația momentului dacă, când... Dacă un moment în care, cum să zic, ai avut faptul că l-ai văzut pe Dumnezeu, l-ai cunoscut pe Dumnezeu, l-ai... Asta a fost de atingere. I-am zis eu niște șoferi de taxi, zice, că noi nu puteam să-L pipăim pe Dumnezeu, dar Dumnezeu ne pipăie zilnic. Aveam vreo 5 anișori și am văzut în casă, zice că, păi, să luăm că e învierea. Și nu știam învierea cui. Și atât a fost. Bunica m-a luat, știu și acum căldura mâini și știu că era noapte. Și am văzut foarte multe lume cu lumânări, pentru că nimeni nu mă pregătise, nu făcuse catehizare. Și ăsta este impactul ăla, zice Berson, des imagini manant, imagini care îți rămân în suflet tot restul vieții. Și la aglomerație, se dă lumină, eu habar n-aveam. Și la un moment dat știu că bunica a împins așa, i-a atins părul unei doamne și a zis, doamnă, stingeți lumina, zice, nu pot că e sfântă. Și culmea lui să se certe sau un prietenit. Eu eram atâta, el era acolo sus și deasupra unui puști cu urmânare a început să circule ceva. Și vorbeau cei că da, pentru fratele meu, cei că a fost prizonier în Siberia și că l-am închis comuniștii. Și auzeam de prizonieri, auzeam de comuniști, auzeam de... Era un amar sufletesc și la cine era o mărturisire. Lucrul ăsta mi-a dat seama că există altceva. Acolo era o revărsare de dor, o revărsare de suferință deasupra mea. Tăiați filmul aici și vedeți-l pe băiatul ăsta care vorbește pe prin 91-92 ca să supraviețuiesc, făceam baruri de noapte, făceam pantonină, cum zic ăștia, Ministerul Culturii, sau pantomilă. Așa? Ca să supraviețuiesc printre bețivi, prostituate. Și știu că a venit noaptea de Paște și m-am dus la biserica din Muncii, făcută de Părintele Constantin Sârbu și de Mareșalul Ion Antonescu. Lume multă, îmbrăcați în gri, 92, așa, și eram atât de deprimat. Nu dăm seama, munceam, nu dormeam de câteva ore pe noapte, mama bolnavă, pensie, nu știu ce, și vezi cum te gâtuie sărăcia și eram deprimat. Eram deprimat, eram trist, amărât. Și vedeam și pe aia, niște jeepuri acolo. Cine avea jeep atunci? Muncește om, mai faci o firmă, mai am un SUV, un jeep. Dar cu muzică dată la maximum, dar din aia tare, hard rock. Și oamenii stăteau așa cu urmânare. Și m-au împins oamenii, femeile, și am ajuns chiar acolo la intrare în biserică. Și dintr-o dată am văzut un părinte bătrân, în vârstă, tare în vârstă, mergea, a trecut pe lângă mine, avea șanteriu cu sută, așa, și niște bocanji de aia. Domnule, și-a zis, nu era mega, închideți muzica, vă rog, că se dă lumină. Nu știu ce s-a întâmplat, a zis așa, se dă lumină. Și s-a închis totul, ca așa, de ce? Nădejdea creștină alungă până și tristețea morții. Și în spate am auzit așa, 23 de ani de pușcărie. Și în clipa aia mi s-a făcut coloana așa. N-ai de ce să-ți mai fie frică. A trecut credința. După 23 de ani de pușcărie, să zici, nădejdea creștină
alungă până și tristețea morții. N-a fost un moment de revelație, a fost un moment de unire cu bunica, cu momentul ăla. De aia este foarte important ce lasă mama acum, sau ce lasă bunica, ce lasă părinții. Înțelegeți ce vreau să spun? Asta n-a fost un răspuns la întrebare, a fost o mărturisire. Că nu sunt în stare să zic altceva. V-am zis ce am în inimă. Mulțumesc, Dan. Dana, ai și un răspuns la aceeași întrebare? S-a cerut. Vreți un răspuns și de la Dana? Ar fi frumos, da. Dacă am avut vreo revelație. Eu o să vă răspund. Nu, eu nu văd, da? Domnul Puric este obișnuit cu această stare, pentru mine e ceva nou, nu văd pe nimeni foarte bine. Dar cum ți-ai dat seama că-s nouă la 1 zile 100 femei? Pentru că în momentul în care ați cântat și ați recitat dumneavoastră sau ați vorbit, a coborât lumina și am văzut pe toată lumea din sală. Și m-am uitat. Ochi de femeie, clar. Așa. Eu n-am văzut nimic. Deci bărbații s-a acasă. Da, perfect. Eu am să vă răspund... o întrebare la întrebarea pe care ați pus-o. De ce ați întrebat despre această revelație? În căutarea unei dovezi concrete? A început domnul Puric cu faptul că a trăit într-un mediu care era ostil credinței. Okay. Și eu la fel. Tatăl meu era un ateu convins. Nu, dar la mine n-a fost ostil. A mei credeau. Dar nu erau... excesiv practicanți, că nici nu se putea, era comunism. Da. Să da. Nu mă înțelegeți greșit. Ai și mic, toți credeau. Și după 90 a fost o continuare a comunismului, să zic așa. Întrebarea dumneavoastră este despre dumneavoastră, despre căutarea dumneavoastră a unei dovezi. Eu am găsit-o. Cum ați găsit-o? Mă gândesc la când ați găsit-o? Când am găsit-o, cred că m-am asociat cumva în ce spunea, în copilărie, crescând într-un mediu oarecum ostil credinței. Era scânteia divină de care vorbim astăzi, puțin cu retragere, dar așa am asociat-o crescând și cunoscându-mă pe mine. Și am regăsit scânteia aceea divină, care este nativă, cu care ne naștem. Și înțelegeam de ce dacă nu am fost învățată, nu am fost crescută cu credință, a existat. Din fericire, părinții mei sunt credincioși acum și eu am perceput credința altfel și prin prisma lor. Și sunt niște eroi și deci pentru este mine. Deci ați răspuns singură până la urmă, este o stare permanentă. Da. Okay. Da. Nu este nicio revelație, este ceea ce simțim în rest, sunt momente excepționale cu care ne întâlnim tocmai pentru că, virgulă, credem. Da? Ok. Următoarea întrebare. Vreau să adaug și eu ceva la răspunsul ăsta. Vedeți? Terminăm la 12. Haide. Da. V-am spus. După mulți ani de căutări, credincios fiind, sau credeam că sunt credincios prin condiționarea familiei, adică ce mi-a spus mama, trebuie să-ți fie frică de Dumnezeu, cum se spunea. Și într-un anumit context, câțiva ani în urmă, acest lucru care se spune și în engleză, și în română, și în orice limbă, duh, spirit, breathing, air, cred că singurul lucru care ne face, și aici nu vorbesc într-un mod să preiau sau să împrumut de la budiști sau din altă parte, vorbesc pur și simplu de creștinismul nostru. Simplu fapt că respirăm în fiecare secundă este o dovadă vie că există Dumnezeu, după părerea noastră. Adică în fiecare secundă, ăsta e Dumnezeu. Eu am avut, mi-a ajutat Bunul Dumnezeu și am avut o revelație așa, într-un context anume și... Am înțeles că ăsta e Dumnezeu, nu există altceva decât ăsta e Dumnezeu. Damian, dacă îmi permiți, acum cu pandemia cu COVID, dacă știi cazul ăla din Italia cu domnul acela în vârstă, la 90 ceva de ani a avut COVID și într-o minune a trecut pe terapie intensivă și i-au zis 3 zile alea că a stat 500 de euro și a început să plângă. Zice, n-aveți bani? Nu. M-am gândit că Dumnezeu mi-a dat aer să respir o viață întreagă gratis. Și voi îmi cereți bani pentru 3 zile. Italian. El e fratele meu. Așa se face cu comuniunea. M-ați înțeles? Mulțumim. Următoarea întrebare, vă rog.
Bună seara, am emoții de leșin. Întrebarea mea este pentru ambii invitați. Considerați că omul se naște cu o intuiție puternică sau puțin, aș zice eu, șubredă, care iese la iveală la un moment dat în timpul vieții? Eu spune, Dana. Eu sunt pe scurt, ca să... Da. Omul se naște cu intuiția. Intuiția este cadoul pe care Universul ni-l face gratis. Intuiția înseamnă, de fapt, răspunsul la toate întrebările. Ceea ce îți trece prin cap despre orice și oricine în prima secundă, ăla este adevărul. Majoritatea îl neagă. De aceea vă și puneți intuiția la îndoială. Ok? Pentru că această intuiție este alterată de frica pe care începem să o acumulăm din momentul în care părinții ne spun în continuu nu, nu atingi, nu pune mâna. Vrei să te arzi? Vrei să mori? Vrei să cazi? Vrei să te uzi? Vrei să nu știu ce? Și atunci nu este frică de absolut. Mă rog, asta nu mai dezvoltăm acum că nu avem timp. Intuiția este răspunsul, deci secunda, intuiția este acea milisecundă în care tu ai răspunsul. E permanentă. Pot? Da? Știi că s-a făcut un congres cu ineismul, că lucrurile care te naști sau prin formare, prin educație. Dar nu vreau să-ți răspund așa, știi, confuz la nivel de asta. Mă duc aminte de o metaforă. Am fost invitat la un congres de cardiologie să lucrez despre inimă. Eu. Și evident că am zis că sunt hipercompetent în așa ceva. Dom'le, e o expresie nemaipomenită a părintului Gherasie de la Frăsinei, Dumnezeu să-l odihnească. Fiți atenți ce zice. Zice că inima omului are 3 bătăi simultane. Una este bătaia biologică a inimii, nu? Urmă este bătaia sufletului lui și este bătaia inimii lui Dumnezeu din el. În clipa în care inima lui Dumnezeu din el nu mai bate, este în infarct duhovnicesc. Păi ceea ce se întâmplă astăzi este să stai transcendența aia. Partea biologic bate, știi? Specialiști britanici, medici, sfată la tineri, adolescenți, în metrou, în autobuz, undeva. Dacă un domn sau o domnă în vârstă stau în picioare lângă tine, nu te ridica să-i dai loc. De ce? Lasă-l în picioare că îi se reface circulația periferică. Inima e retezată. Tolstoi, Lev Tolstoi. Am mers pe stradă și am văzut privirea unui om, uitându-mă mai mult, era un oraș în ruine, fumegând. Acolo inima. Acolo era inima lui Dumnezeu. Celălalt n-a avut ochi. Uitați-vă în metro când intrați. Bun, mi-am rupt pe mobile, pe asta. Uitați-vă pe stradă. E un necaz. E o stare de stres. Este o stare de amărăciune sufletească. Până când? Până când? Atunci vezi cu inima. Așa ce a trecut un om. Octavian, primul meu copil, când avea 5 ani, a găsit o în pădure, o insectă de o frumusețe rară. A zis, uite, tati, vai, zic, ce irizări frumoase are, uite, Octavian, zic, ce face Dumnezeu. A plecat așa. După colț, a dat de unul cu o basculantă, a zis, nenea, ia uite ce, e gândac. România e un ghetou de muncă forțată, condusă de o cultă și de niște securiști nemernici, real, și România este grădina Maicii Domnului. Depinde la ce vă racordați. Mulțumesc. Cu drag. Să vă spun ceva despre intuiție, iertați-mă. Aveți telefoanele la voi? Intrați puțin pe ce o să vă spun acum și o să vă povestesc exact. Stați o secundă? Da. Deci, duminică, mai mulți de aici, și nu vreau să mă folosesc de asta, dar vă spun ca idee, băiatul meu, Andrei, care are 3 ani jumate, era acasă cu Cristina. Și toți am auzit despre un artist, un coleg de-al nostru, care a trecut la neființă, Dumnezeu să-l odihnească. Nu la neființă, la Domnul. La Domnul. La neființă trec ceilalți. Da, la Domnul. Și Cristina stătea cu băiatul, nu știu cum, și exact în momentul ăla i-a spus, ce e asta, mami, că a văzut o fotografie și nu i-a spus Cristina despre ce e vorba. Și băiatul a repetat de vreo 4-5 ori. El nu se joacă, nu știe internetul, nu știe nimic. A spus calea.ro, calea.ro, calea.ro. Și intrați puțin pe asta să vedeți ce apare pe calea.ro.
Copilul fără să știe, doar atât, nimic altceva n-apare pe asta. Cred că asta e intuiție. Dar nimic altceva n-apare, eu atât. Da, da. Adică e un răsărit. Atât. Știți că există intuiția inteligenței? Degeaba există conceptul de soare dacă nu l-ai văzut niciodată. Nu poți să vorbești despre dragoste dacă n-ai trecut prin ea. Nu există 7-8 minuni ale lumii. E numai una singură, iubirea, Jacques Prévert. Următoarea întrebare. Bună seara, sunt din Timișoara. Sunt întâmplător în București și l-am rugat pe domnul Damian să-mi permită să vă văd. Nimic nu e întâmplător. Nu. E o bucurie imensă să vă cunosc, să o cunosc pe doamna Dana personal. Pe domnul, întrebarea este pentru amândoi. Pe domnul Dan Puric ne-am cunoscut acum mulți ani la IUD, la un simpozion al martirilor. Aha. Vreau să vă întreb. Atunci oamenii pe care amândoi am cunoscut trăiau. Acum nu mai trăiesc, de Mosene Andronescu. Trăiește? Da. Are 96. Dacă e Rodas. Ce ați face pentru domnul Dan Puric, pentru tinerii din ziua de astăzi? Știu că ați făcut multe. Un proiect gen, ghilimele, România Educată, ca acești tineri să cunoască istoria adevărată, să cunoască acei oameni care au iubit, care au murit pentru țară, pentru o dragoste adevărată, pentru că sunt medic, lucrez de mai mulți ani, 15 ani cu elevi, cu tineri, și stau și mă gândesc uneori, dacă n-ați fi dumneavoastră și doamna Dana, care uneori cenzurează și îmi spun tineri din școli, nu ajungem să vedem. Deci eu vorbesc despre noastră în școli ca despre zei. Povestesc basmul din Carpați și ce văd eu seara pe Instagramul doamnei Dana Budeanu, unde ei nu au acces. Și mulți întreabă, o să citesc dintr-o scrisoare care a fost publicată acum mulți ani și care este actuală, se numește SOS, Salva sufletele noastre. Unde este Dumnezeu, mamă? Unde este Dumnezeu, tată? Banii pe care ni dați sunt bani de mormântare a sufletelor noastre. Ne dați bani și fugiți ca să faceți alții. Uneori e mai bine să fii televizor, mașină, haină, pentru că de ele aveți grijă. De noi, ne uitați. Iar pentru doamna Dana, o întrebare. Doamna Dana, ce-ați face cu fetele, care astăzi, cum ați spus la începutul acestui podcast, uită să fie femei? Mulțumesc frumos și pentru bucuria pe care mie personal mi-ați făcut-o. Pentru fetițele în formare, dar nici pentru femei nu este târziu, pentru că majoritatea femeilor care astăzi nu mai vor să fie femei au fost femei cândva, dar au vrut să se alinieze la acest nou trend și la feminism și au uitat. Dar să știți că, nu pentru că vin la evenimentele mele, pentru că eu nu le cunosc. Gândiți-vă că eu m-am întâlnit în ultimii 3 ani și vreau să fac o paranteză foarte scurtă, inclusiv în lockdown-ul total, în lockdown-ul total, total, adică atunci când se circula, aici este cineva în public care a fost la evenimente, dacă văd până la în rândul 2, cred, în lockdown-ul total, când se circula cu acea batjocură de hârtie, pe unde mergi, mă duc la mama, la tata, în București, într-o locație ținută secretă, au venit 500 de femei din România, 5 săptămâni la rând, 500 de femei care au călătorit din toată țara ca să se întâlnească și să vorbim. Toate acele femei, toate, erau superbe, erau curajoase, vă dați seama, să vin București. În centru, mă rog, mascarade. Și să ai o țidulă pe care scrie veni la mama, la tata. Toate au mințit, 500 de femei. Deci există această speranță și aceste femei sunt minunate, eu le-am cunoscut. Eu am cunoscut femeie pilot de elicopter militar, femeie somelier din România, da?
80% dintre femeile care vin la aceste evenimente nu sunt din București, ce bine. Sunt femei minunate din toată țara, există. Pentru fetele tinere însă, pentru copilele de la 14 ani în sus, pregătesc ceva, dacă asta vreți să mă întrebați. Da, nu vă pot spune astăzi că nu vreau, este un proiect extraordinar, este gata. Nu l-am lansat pentru că nu mai fac față, dar urmează. Este, după părerea mea, un mic colac de salvare sufletească și cred eu că va salva, așa cum a salvat și celălalt proiect al meu, care există deja, aplicația mea, unde, pentru că așa vreau să dau legătura domnului Puric, avem un istoric pe Vlad Mitric Ciupe, care scrie în fiecare zi, este un expert al închisorilor comuniste și nu numai, în fiecare zi, în fiecare zi, despre martirii noștri. Deci, vrem ca românii să știe cine am fost, cât am putut să ducem atunci când am avut senzația că nu mai putem deloc. Și îi predau legătura domnului Puric în speranța că v-am răspuns. Stați că nu-i mulțumit. Mulțumesc frumos, nu era microfonul. Încerc scuze. Apropo de domnul Vlad Mitric Ciupe, un om excepțional, uitați cam cum lucrează Dumnezeu. Au dat sovietici o bombă pe cazino de la Constanța, în primul, al doilea război mondial, cu Togaura. Mă rog, am pierdut războiul. Prin 40 și ceva, să-l reconstruiască. Și au luat din pușcărie arhitecții. Elita. Și a zis, bă, dacă faceți treabă ca lumea, vă dăm voie să scrieți acasă, că n-avea voie să comunice. Și oamenii săraci au muncit cât au putut și scriau. Deci să le trimitem, voi dați-ne scrisorile. Și la final, le-au aruncat scrisurile înapoi. Și ce au făcut? Le-au băgat în mortar, în zid. Cazinoa este singura clădire din lume care are scrisori de dragoste. Către iubitele lor, către soții, către copii. E cutremurător. Cazinoa la modelul să bea ăștia bere acum, acolo sunt sufletele românilor. Doamna doctor, nu vă temeți. În primul rând vreau să sezizez faptul că toate întrebările au avut un tremur de emoție, ceea ce acum câțiva nu se întâmplă. Așa e. Adică sunt sinceri și sunt dureroase. Sunt directe și nu sunt speculative. Înseamnă că undeva ființa românească și dumneavoastră în calitate de femei trage cel mai mult alarma. Poate ceilalți dorm. Eu vă spun ce fac eu. Eu și acum când lucrez și am lucrat tot timpul, le vorbeam tot timpul. Eu n-am avut studenți niciodată, că nu m-am dus la institut, am plecat tot săptămână și am plecat. Tot ce am dat, spectacole mari care am făcut internaționale, le-am făcut gratis și le-am vorbit, dincolo de artă, despre conștiința artistică, despre conștiința de a fi român. Nu vă descurajați, vorbiți acolo, cum zicea Iisus, și de pe acoperișuri. Înainte mă gândeam că apostolii n-aveau YouTube și nici Facebook. Trecea câte unul și o legiune întreagă se convertea. Ori să rămână pentru tot restul vieții cu ceea ce le spuneți, pentru că vremurile care vor veni nu vor fi grele, vor fi satanice. Și când văd un om așa, a unde să se întoarcă? Vorbiți. Eu personal nu pot să fac o școală, nu pot să fac un spectacol, pentru că sunt tăiat, sunt fugărit, mi-au tăiat emisiuni, mi-au cenzurat, m-au calumniat în tot felul și calumnează că tot se prinde ceva. Eu nu s-a prins. Dar sunt incomod. N-au ce să-mi facă, că nu fac politică. Îi sprijin pe cei care vor să facă o chestie așa, dar nu dorm noaptea ca să fiu directorul Teatrului Național sau Ministrul Culturii. Nu mă interesează. Mă interesează rana, memoria rănii acestui popor. Lucrul acesta pe care îl aveți matern și le dați, puneți-le lectură. Eu ce fac, știți că și facile pe când mă știu că plec într-o conferință, prin un sat, prin câte o comună, prin câte o bisericuță. Și în contactul acela nu ai voie să minți. Pentru că nu pot, în primul rând, și pentru că situația este atât de, cum să zic, de vulnerabilă, de periculoasă. Și atunci vom fi pe grupuri.
ca dacii liberi, enclave. Enclavele acelea care au stat 1000 de ani s-au crescut voivodatele. Nu aveți de unde să știți ce crește de acolo, din ascultarea aceasta. Eu mi-aduc aminte de învățătorii mei, de profesori, câțiva, nu de toți, care într-o perioadă din asta sinistră mi-au dat câte ceva. Știu, am avut un naș, nașul meu de botez, Dan Gabrielescu, un om extraordinar, de o cultură fantastică, de racu, a murit mai de capului. Fiți atent, și aveam vreo 8 ani, stătea așa sprins de sobă de teracotă și mi-a zis, ai citit Don Quixote? Și cum să citesc? Atunci, cum vei putea iubi o femeie? Aveam 8 ani. M-am rugat să citesc, n-am înțeles nimic. Dacă uitați pe YouTube, Dan Puric în lume, vedeți impactul la nivel european, în cam toate capitalele europene, cu Don Quixote. Ne-am vorbit și la spaniori. Sancho, du-te la Dulcinea din Tobozu și spune-i ca să până la sfârșitul vieții pentru ea. Sancho, un țăran, realist, vedeți mai că e nebun, că el zice s-a îndrăgostit de Dulcinea din auzite, nu din vedere. Eu m-am îndrăgostit de poporul român din auzite, că din vedere, vai de capul, nu suflă. Și s-a dus prin pădure, a mimat și s-a întors. Și a zis, Sancho, ai găzut-o? Da, da, stăpâne. Nu e așa că era frumoasă. Stăpâne, era una grasă care dădea porumb la găini. Da, Sancho. Dar n-ai văzut că în mâna ei porumbul devenea mărgăritar. Întotdeauna, și am zis la spaniori, ultimul suspin creștin al Occidentului. De acolo v-a zis spre Machiavelli. Noi am fost cu Neagoe Vasarab. Veniți la noi pentru spiritualitate. Săracul Cervantes. De ce v-am spus? Le-am vorbit peste tot unde m-am dus. Și la coreeni, în engleză, în franceză, în ce puteam să le spun. Dar mai ales la acești tineri, au atât de mare nevoie, doamna doctor, acum, că veți fi și doctoriță de suflete. De ce să se agață? Când totul, instituțiile sunt pervertite. Cultura este pervertită. Lenin a spus așa, orice revoluție începe cu revoluția culturală întâi. Nu vedeți că au distrus întâi valorile ca să intre pe gol? Și atunci cine luptă? Câte o mamă, câte o femeie face mărmărășești. Am venit la 14 ani acasă, m-a întrebat tata, citea ziarul, ce ai făcut la școală? Și că am învățat, cele istorice, I.C. Frimul și înființarea Partidului Comunist. Vezi că pe raftul 2 am o carte cu Regina Maria, dar nu mai mult. Pentru că era teamă. Putea să fie arestat. Să vă uitați puțin la Regina Maria, să le dați să citească jurnalul. Femeia aceasta care ne-a salvat. Extraordinar. Femeile care erau în perioada interbelică. Știți că au spălat toate oasele celor de la Mărășești. A fost Asociația Femeilor Creștine Ortodoxe. Era un câmp. Pe câmpul a murit vreo 20 ceva de mii de soldați români. Le-au luat, le-au spălat oasele care erau femeile din România. Ce forță aveau. Ce... Nu vedeți că la noi aici se merge spre țopenie. Ce a zis Dan, a zis foarte clar, pentru degradare, se luptă pentru a degrada statutul femeii. Și de asta v-am spus de la începutul podcastului, să nu uitați niciodată raportul de taină al lui Hristos cu femeia. De ce atunci cu femeia adulteră, când opinia publică era cu bolovan în mână, ca și acum? Ce facem, învățătorule? Să știți că Evanghelia e plină de turnători de la securitate și de provocatori. Că legea noastră ne zice să-i tăiem capul și a tremurat de frică, iar el ne ridicând ochii. Să dea cu piatra cel care n-a păcătuit. Când a ridicat, prima întrebare, i-a zis, unde sunt pârâșii tăi femeie? Și doi, nu i-a zis prostituat. Femeie. El nu a mers pe opinia publică, cum se merge acum. Nici la femeia samariteancă, că a zis, ai avut 5 soți, nu a zis că e posibil așa ceva, este imoral. Să vă duceți într-un spațiu al înțelegerii inimii. Și zice, ceea ce ia ce că nu de frică murea, de rușine,
Privirea care a avut-o Iisus a fost una de blândețe și de iertare. Să nu mai faci. Credința ta te-a salvat. Uitați-vă la lucrurile acestea. De ce într-o baie de public unde îl împinge toată lumea, la un moment dat zice, cineva m-a atins. Era femeia cu suferință. Sunteți doctoriți, eu știu, dar părinții mei am scris în incidența suferinței, medicii de altă dată aveau, știți cum, o deschidere. Acum totul ești pe fișă, pe astea, pe analiză. Da, bă, e raportul cu pacientul. Pacientul este om. Copilașul acela are nevoie să agați. Nu vă lăsați impresionată că sunt milioane care se duc pe aia. Se vor trezi într-o parte. Nu te teme turmă mică. N-a zis curaj mase populare. Petrețuță a preluat-o și a zis energii mari pe suprafețe mici. Și închei cu chestia asta, am mai spus-o, dar este extraordinară. Am fost la Galda de Jos, undeva în Alba Iulia, o comună cu tine. Și le-am vorbit sărarul despre iubire. Și mă ascultau. Și din nou, un bun simț extraordinar. Și a venit primarul la mine, domnule, la sfârșit. Cu un coș, cu slană, cu palincă. Zic, domnul primar, nu trebuie, domnul Dănuț, ne-ați omenit. Vă omenim și noi. Zic, da, domnul Dănuț, dumneavoastră știți ce faceți cu noi, domnule. Și am răspuns așa, mai pe pilot automat, zic, e o mărturisire, nu, domnul Dănuț. Ia creier dacic, de zeci de mii de ani. Domnul Dănuț, dumneavoastră știți ce face gospodina când îi se taie maioneza? Bușbec, cum zice francezul Dănuț, cu gura căscat. Zic, nu. Domnul Dănuț, ia un nou și o ia din margine. Doamna doctor, o luați din margine. Margine, zice Titu Maiorescu. Dar toate lucrurile tremură la margine. Am fost în margine, în rădăuți, alți elevi, alți profesori, altă Românie. Nu vă pierdeți nădejde. Cu asemenea exemple de genul acesta, unde puneți întrebările fundamentale, nu o să vă mai scuture vreunul ăsta care mănâncă, și very interesting Romania, we have to be together. Bă, dar repară-ți dinții. Și asta nu că am ceva împotriva, că am cunoscut americani, știți că un popor trist, săraci, ce li se întâmplă. Europenii sunt cei mai distrus sufletești, că ei n-au unde să ducă. Noi ne ducem în biserică, ne ducem în credință. Ei unde să duc? Dacă m-am dus într-o biserică în Irlanda și era să beau cu Sfântul Apostol Pavel, că era bar, când în România se va întâmpla așa, poporul e terminat. Cine duce neamul? Nu-l duce femeia? Și atunci gândiți-vă întotdeauna la raportul lui Iisus cu femeia. Buddha a zis, am venit să vă iluminez pentru 2 milioane de ani. Și când a intrat femeia, a zis, pentru 500 de mii de ani. S-a redus. Iisus n-a zis niciodată. Când îi spăla picioarele, știți, eu am luat-o omenește, domnule, nu facem teologie. Un fariseu l-a luat acasă și a venit femeia și îl spăla pe picioare și... Și zice că ăsta nu-și dă seama că e prostituată. Și a citit gândul și a zis, Simone, un om avea datorie 50 de dinari, celălalt 500. Stăpânul i-a iertat pe amândoi. Care crezi că era cel mai fericit? Ăla cu 500. Atunci ce e cu ea? Ce ai cu ea? Este... Nu știi ce se întâmplă în adâncul acestui popor. Aveți o responsabilitate extraordinară. Eu mă uit în jur și văd, mai ales ce zice Dan aici, întotdeauna am fost de acord, pentru bărbații cad, nu mai avem bărbații ăia de altă dată. Mamele de astăzi sunt obligate aproape să îi crească în această dragoste de Dumnezeu și de neam. Nu mai există demnitatea de a fi român. Cum să mergi înainte când tu nu ai demnitatea ființei tale? Când ai demnitatea ființei tale, atunci îl respecti și pe celălalt. Părintele Stăniloae, poporul român e popor punte între civilizații. Uitați cum forțele oculte au pus ortodoxii să se sfâșie între ei. Mi se pare este apocaliptic, fiecare să sfințească o bombă. De Paște, în 1943, cei de la Turnul Severin au ieșit cu lumânările și un copil a zis, sunt și pe cer, erau bombardierile americane care le bombardau. Vedeți? Și până să vedeți românii cum s-au purtat cu prizonierilor. Uitați-vă în adâncul acestui neam. Și am să închei cu ce mi-a zis acum șoferul taxi care m-a zis, domnul Dan, am luat de la aeroport o familie de ucrainieni, cu copii, cu asta, domnule, este ceva ca un cadou. Nu vreau să o generalizez, dar vă spun ce mi-a zis șoferul taxi. Și am oprit la un loc cu ei și l-am luat eu niște Pepsi și niște prăjiturile din alea. Și că ucrainul se uită așa, puțin, că locul ăla e rusesc.
Și, deci îmi fac Sfânta Cruce în fața dumneavoastră. Și zice, dom'le, el nu era obligat să le ia. Le-a luat. Și în final costa, nu știu, 500 de lei de aia. Și l-a zis, e gratis. Și ucrainenul l-a înjurat și a dat 70 de euro. Și domnul Dan, eu știu și rusește și eu că am lucrat prin Italia și am lucrat și în transcendență. Nu vă temeți. Nu, așa, chestia asta de creștinism, dacă... Nu, sufletește. Și ce a zis Dan aici? Adevărul este acolo. Aveți o misiune, nu mai puteți sta pasivi. Instituțional, totul se prăbușește. Totul este cum... Acum și legislativ s-a pus bodniță. Nu vă speriați. Creștinismul a mers pe catacombă. Pe dedesubt. Începe marele fenomen carsic românesc, din nou. Și închei cu ce a zis un mare german, Albrecht Wirth. Poporul român este cel mai dârz popor din lume. Mai dârz decât copiii lui Israel. Evreii au fost în istorie tot timpul, în demnitatea lor și în rezistența lor. Poporul român a dispărut din istorie 8-9 secole. Dar a dispărut precum izvoarele noastre din munții Iura, care merg kilometri întregi pe sub pământ și dintr-o dată a ieșit la suprafață și definitiv. Pe sub pământ, popor greu, orice element. Zice marele martir și doctor Paulescu, orice vietate are nevoie de un mediu ca să trăiască, altfel moare, mai puțin greu. După 400 de ani ai pus o picătură în amforă și crește. Bunii mei prieteni, poporul român este în amforă, așteaptă picătura de apă. Doamna doctor, puteți fi o picătură de apă? Mulțumesc frumos, maestre. Amin, mulțumim frumos! Mulțumesc frumos, Dana! Vă mulțumim mult! O seară bună și vă mulțumim mult că ați participat. Seară frumoasă, vă mulțumim mult tot!